Optic rămâne ea calea noastră, gen de libertate. Dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți? Ne găsim, avem atâtea beneficii din care ne folosim. Ce să vezi și să nu crezi, V3 Optic România. Nu strica banii degeaba, că trebuie să plătești chiria. Ai grijă ce faci pe server, să nu iei bani pe IP. Dacă crezi că ai valoare, cumpără și VIP. În oraș oamenii simpli sunt cei mai periculoși. Simte frica mafioților pentru că-s numeroși. Dacă ești tare în gură, dovedeze-ți vorbele. Ăștia-s cei mai talentați și-și ascultă probele. Am minus și-mi pun față, nu știți vă ce urmează. Scop bolit-o par față, arme ascunse în bază. Și-a fost mai bine lață, droguri ascunse în casă. Poliția, pomul, pe tot le mobilizează. Optic România, calea noastră, gen de libertate. Dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți? Ne găsim, avem atâtea beneficii din care ne folosim. Optic România, calea noastră, gen de libertate. Dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți? Ne găsim, avem atâtea beneficii din care ne folosim. S-a sunat, vine poliția. În oraș neliniștit, mafios face justiția. Dacă ești pus pe treabă și nu ai greșit pe aici, ai o carieră în față și o să poți să te ridici. Ia-ți un job, strânge bani, ia mașina ta de vis. Însă nu uita că pentru asta îți trebuie permis. Vrei o cursă ilegală, hai să o punem cap la cap. Trebuie să fim cu ochii în patru, că altfel ne fac mandat. Altfel le fac mandat. Bună seara, bună seara. Și bine v-am găsit la un nou livestream pe acest canal. Bun, hai că am făcut și noi o mică pauzică ieri pentru că na, nu se putea, că am avut și niște treabă cu ale mele și... Lătrem, unde ești mă, viața mea face? A, na mea, a fost chestii rezolvat. Salutare, tatăl meu, și m-am găsit la un nou live încă o dată. Din câte ați văzut, din păcate, familia Corleone s-a destrămat. Nu mai suntem în Corleone, gata. Dar... ce Windows ai? Windows 10, nu folosesc Windows 11. Dar există și un dar la mijloc. Cum se cheamă? O să previne mafia, doar că sub un alt nume. Și alte chestii, o să aflați mâine pe live. Se putea să meargă telefonul? Nu se putea să meargă telefonul. Nu mai există. Nu, ne merge telefon. Da, se încarcă ceva sau ciu-ciu? Mixing texture budget-ul. Așa că, n-avem telefon. Mie mergea înainte, cum mai merge telefonul? Cam mult cash, ok. Nu știu ce să fac cu telefonul, că nu merge telefonul. Dar hai până la Venezuela să vedem să-i salutăm, că și așa... Ia mă la ora. Sergiule, când închideți serverul să... Ce mă? Când închideți serverul și puneți alt nume? Adică nu o să se închidă Optic România roleplay-ul. Salut, Sergiu, salut, Iulita. Mă salut și pe unodată, Sergiu Răzvan, e prima oară când te văd gen ca și comentariu telefon. Nu știu ce are efectiv, am înțeles că la mult se merge telefonul, dar mie nu merge. Și Răzvan, dacă zici că nu te-am salutat, îți arăt chat-ul live. Domnule, domnule, ajutați-ne. Mor, măi, și terminat. Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Au încercat niște domnul să intre în noi, vor să ne jefuiască, vor să ne jefuiască. Mine a intrat, a intrat. Păi și eu cu ce vreți să vă ajut, băieții? Păi nu sunteți domnul. Șef de la... Nu, nu, nu sunt. Bă, v-am încurcat atunci, să trăiți o zi bună. Bună seara. Echipa Optic este... clipa asta live pe TikTok, pe canalul Optic România Roll. Role play. Ce ai pățit de te dat afară în sindicat? Nu știu, a fost o problemă, un mic fai roleplay și na. Am luat o persoană care nu era sindicat și nu mai cortează. Pune și tu muzică, caută, o laci, lasă, nu vreau. Pentru că am și live-ul pe YouTube și nu vreau. Se lasă cu sânge, ha ha ha, lasă. Te-a dat afară de tot sau da, până poți să reintru, trebuie să fac cumva să dau de stropeală. Dar tele...
Pe nu mă salut, mă. Ia că ne certăm acum. Hai că nu te salut. Raisa. Slegi, mie își revine. Și dacă vă zic pe 1000 de dolari că l-ai troller, mă credeți că e troller? Mamă, ce am aici? E Venezuela. Șefule! Da. Ia învață să conduci. Da, știu că era un pic o transesie, vina mea. Aha, și mașina? Ia uite cum iese fumul, ia uite până unde-i fumul. Ce facem? A? Asta nu știu. Păi zi-mi și mie ce pot să fac acum. Chemi un mecanic. Păi și nu-mi dai și mie asigurare, nu-mi plătești nimic la mașină, șefule. Da, am bani în bancă. Lasă așa, șefule. Bună, da. Că chemi un mecanic. Lasă, nu chema... Lua, stai, ce-i merge telefonul! Bună, Mihai, tu mă... Lua, la, de ce-i merge, bă, telefonul? M-a păcălit fondatorul ăsta obosit. Bună, bună. Să te uiți, Raisa, pe Discord. Scuze că am făcut accident. Da, bă, Scarlet, da, Sir, da. Era să zic Scarlet, da, Sir. Nu știu, eram pe contrasens. Las, așa. Las. Salut, Andrei. Salut tuturor. Vezi că ai zis să-mi ieri pe anunțuri unde? Că se face să meargă telefonul. Am făcut să... Același să targ. Și telefonul zice nu. Nu voi merge. O să încerc să-mi dau pe versiunea normală, îți dau un restart, să dau pe bătaie, ar să dau un restart. Să vedem. Vreau telefonul. Cam deci pe telefon am toate numerele posibile și imposibile pe acest tărâm mirobolant. Da, întrebarea este, dacă nu merg la Venezuela, eu... Doriți un clean-up? Da, nu nimeni în Venezuela. 2 de da, 3 de da. Clean-up 69. Bună, Bia. Uită-te la tap-tap-uri. Nu pot să mă uit, că pe piscin mă arată. E clar. Suntem căutați de poliție de aia. Salut, șefule! Salut! Facem următor, ai 3,3k like-uri. Haideți cu 10.000 de like-uri. Slash de vest, slash tichet, merg la niște tichete. Șefi, da? Ceva e stupidă. Unul m-a chemat dacă e... Da, m-a jurat la mică și m-a întrebat dacă mă pot da drept avocat. Am voie. Ce, mă? Deci a sunat unul la mecanici. Da. A zis să trăiți, domn avocat, dacă merge să mă, dacă am voie să mă dau ca drept avocat. Dacă ai acte la tine, da. Păi și de unde au actele? Gen să prezinti niște acte, să zici, da, da, trebuie să joci tu bine rolul de avocat. Dacă ești îmbrăcat și na. Asta apare drept avocat? Da, dar trebuie să arești o legitimație, gen, nu știu, faci ceva acolo, frumos în roleplay. În roleplay! Băga mea și pula. Așa, hai, ce mai vrei? Nimic. Hai, pa. Facem fermător, dar unde făcuit? Prea mult cash îmi salvează. Și haideți acolo cu 10 like-uri pe YouTube, dacă e ceva. Facem și noi ușor, ușor, 10, 20, 30. Nu uitați că avem și un clip ăsta astăzi. Deci, nu vrea. Ok. Dăm pe release, da? E făcut. Dăm pe 5M. Nu merge telefonul. Azi s-a moartu că nu merge telefonul. Nu știam.
Nu uitați că avem și super chat. Dacă vreți super chat acolo să mă susțineți cu 5 lei, puteți să mă susțineți. Intrăm pe game. Intrăm pe latest înapoi. Le-am mai făcut. Așa. Nu merge, las că-l faci noi să meargă, trebuie să meargă telefonul, trebuie să zonăm pe zdropeal, că altfel n-am numărul lui de telefon. Mă poți ajuta când vii pe server? Cu ce să te ajut? Ok. Deci, dacă ne uităm pe anunțuri, domnul primar spune așa, lasă cu inactivitatea, lasă asta, în caz că nu vă merge schema de mai sus pentru a funcționa telefonul FPS Boost. Încercați până să avem în dreapta lăsă la setter beta. Dați resta la 5M. După aceea intrați sus. Intrați deas pe release. Iar dați resta la 5M. Și intrați pe server și zmer. Nu am ținut. Noi, repet, aveți screenshot-uri. Repet, serios, aveți screenshot. Dacă nu aveți... Da... Lasă așa rest. Nu știu ce vreau să scriu mai sus, dar hai. Mulțumesc de follow. Mai dăm o tură. Apăsăm pe L. L nu merge. Ok, hai să încercăm cum scrie domnul Elfondator. Facem în felul următor. Deci, dăm display, da? Mulțumesc de follow. Bă, n-ai pita să tura așa. Mulțumesc de follow. Deci, intrați la 5M. Dați pe beta. Dăm pe beta. Nu, dau pe normal. Normal, deci, practic, mulțumesc de oxigen de follow. Deci, facem în felul următor. Intrăm pe 5M. Intrăm pe release. Îl băgăm pe release. Da? Bun. Uite-te și... așa. Ah, ok. Intrăm la setări. Îl băgăm pe game. Îl băgăm pe beta. E făcut. E făcut. Dacă nu... Uitați de un like, un subscribe și atât. Mai mult nu aveți cum să mă ajutați. Și uitați de clipul ăsta cu The Escape, dacă vreți să dați un like. Latest. E făcut. Pe release. Da. Și o să vă merg. O să vă meargă. Uitați acolo de un like, să ne noi 20 like-uri. Și... Nu uitați, am și logo-ul ăla, că n-am lăsat să schimb și banner-ul. Nu uitați că avem și acest videoclip. Este filmat cu electric acum o săptămână are videoclipul. Hai să strângă și episodul ăsta 20 like-uri. Vă dau și o inimă și aici. Un lichianu. Intrăm pe optic. Somnori, ciopa. Salut. Salut, Doru, Dorunțu. N-am mai citit mai mult. Abia aștept să intru și-o, abia aștept și-o mâine să intru. Te aștept în crețul. Îi să punem ca în CSGO. Ia uite. Mulțumesc mai de 2 trandafiri. E ce drăguț. Hai. Deci, da, bine. Câți oameni ai pe TikTok? În clipa asta sunt 14 oameni pe TikTok. Mulțumesc, Puf, de subscribe. Ce mișto arată. Mulțumesc, Don Trezvi, de donație. Dacă dai un pic a jocului... Un pic a sau vocile... Vedem, vedem. Mulțumesc de follow, Don Trezvi și Andrei. Acum, hai să dăm. Merge telefonul? Sau ne dați că primarul? Ok. L. Lăfițar, lău de râs să ți-l ia. Vedeți lău, da? Primar obosit.
Mă, ceva în tutorialul lui. Zi, Justin. Dați telefonul înapoi! Ha? Dați telefonul înapoi, cu fac scandal. Eu nu ți-am luat niciun telefon, șefule. Păi nu merge telefon... Păi nu merge, că-i stricat scriptul. Ba merge, uite, la mine merge. La unii merg, la unii nu merg. Stai, mă, puțin. Telefonul... La unii merg, la unii merg. Ah, ba, da, uite-l aici. Bă, bă! Gen, am ieșit. Am dat pe prima versiune, am dat pe beta, am ieșit, am dat pe release, am ieșit. Să mă piși pe el de telefon că am transmisiunea. Dar dracu că n-au la ședința ta, la ședința de liderii. E numai vină lui Rareș ăsta, fii atent că ți-l omor. Bă, ce-am făcut eu, bă. Dă-mi telefonul înapoi. Dați telefonul înapoi, fiți ar telefonul de râs. Vino. Dați-mi, bă, telefonul în coa. Treci. Nu, că ăsta dă cu gaganul. Când mergi mie VVM, nu merge așa. Diacritice. Na. Set 10. Set W clear. Și noi acum ce facem? Respawn 18. Dar întrebarea este de 1 milion de puncte. Stai, câte etichete am? 89 de etichete. Încearcă cu un alt modpack? Nici modpack-urile nu merg. Dacă se activa mod pe cu... Domnișorul. Da, date din garaj că te calcă ăsta. Anda? Nu, no, Anda, el e una, por favor, e una... Bine. El cine? Ce cu Sirvo? Na. Oh. Mi-am dat seama că ești Anda. Ce faci? Încerc să nu mor. Nu, că eu-l și înjur pe ăsta. Să mor de nu-l ți-l înjur. Am dat 10. Vreau să fac o poveste acum din mai ești în... Dacă vreți să-mi meargă telefonul, dați reloc. Am dat 10. Stai, dacă dau un recohau, că deja mă enervează. Am dat de 10 ori recohau pentru telefon. 10, mai dăm unul. Mai dăm unul! Când vei face giveaway, nu știu. Stai. De reloc să meargă telefonul. Dacă nu merge telefonul până pe ce merg. Scoate, bă, telefonul! Scoate-mă pe cu... Nu pot să-l scot. Nu pot să fac nimic. Zice, apasă tasta. Pe aici nu merge. Uzi serverele. Ce mă, Uzi SVR? Zvr, ai scris Zvr de toți banii. Ba, l-am număr la primariile, dar... Lasă-l așa, că e concediu și el, săracul. Săracul de Sony. Și mine să-l bat. Că dacă scriu... Am venit factura la Apple. Aveți încredere? Dați reloc că merge telefonul. Dați reloc că merge telefon. E resetat din fabrică. Nu mai spune, cât când m-am chinuit să iau numărul tău, Sergiule, și acum... Păi și aveam la numere de telefon! Vrei, dar nu mai e gen. Oh my god! Dați-mi, bă, numărul înapoi! Haide, mă, urcă, Sergiule, hai să te plimbi. urcă el, că sigur nu te ia pe jos. Sigur nu te vei la jos. Mamă, ce mișto arată acum telefonul! De aia dată l-am mai urcat înainte. Crească-mi! Da, fii atent. Și ce mi se pare mie? Că acum au schimbat ceva la telefon, dar știu ce au schimbat? Ăsta, poza de fundal. Păi da, și aplicațiile. Bă, dar poate acum nu se mai buguiește, gen să rămână blocat voice chat-ul. Nu mai voice chat-ul. Bă, te-l ștergi jos.
Mi s-a blocat telefonul, acum nu mai vreau să-l iau. Ba, ce n-ai, o să aud muzică pe aici? Salut, Andreiro. Și eu de unde au numere de telefon? Urcă la mine, dacă vrei să... Să vezi și bătaie îți dau. Mă, veniți copii, bă. Bă, Sergiu, mai ușor, mă. Bă, dați-mă numărul de telefon. SSW clear. Na, ia numărul. S-a schimbat telefonul? E același telefon, doar că au băgat interfață nouă și cred că e... Pare și, cred că e și ultima variantă software. Ah, ba nu. Ceva viața mea. Așa mă, mamă, de cât am mai căutat asta, S1NY. Hai că merge, STT10. STW. Na, nu merge. Merge telu? A, nu le merge, da. Problema următoarea. Punem codul. Dă numere de telefon. Da, avem numele. Bă, facem felul următor. Mergem la Venezuela. Dă, facem rost de numărul lui Manu. Dacă o fi poraș. Da, am neaște să fie poraș. Ai cum V plus reflexii? Nu știu, dar vorbesc că bițul să mi-l updateze puțin. Dă, bagi de toate în el, mă. Dar de toate, să-l spargă în două. Mă, poate Manu pe oraș ar fi bine. Și ușu un ticket activ. Mama, azi e vineri. Da, iar o să zic că Sergiu n-are normă de etichete. Sergiu are 89 de etichete, sărac. Bă, am dat mesaj pe grupul cu Diriga și am zis că-mi bag. E clar, dacă vrei să dau eu NVE decembrie. Bă, eu vroiam un... Ăla. Ai Sam bag. Stai două secunde, mă rămâne și mașina. E grav. Vreau mă la... Cum se numește, mă? Lasă-l... Fă tichete, bă, lasă-l pe eu. Nu vine, mă, nimeni la mine. Fă tichete, o să fac și tichete. Vreau ăla, cum se numește, mă? De ce am lac pe serul? Nu știu. Alu ăla de costă bani, să-mi bag picior că-mi stă pe limbă. E gol. Pisimiarul, așa mă? Vreau pisimiarul să-mi iau, că ăla-i mișto rău, are de toate, cu AMV, moduri. Mă, tu ești orb? Bă, era o mașină, nu era nimeni. Să mor tu că era cineva acolo. Mă. Mă, ăsta ai fumat? A. Upsi. Bună seara, bună seara. Care fumam? Ce zici, mă, Manu? Bă, am o problemă tu... și eu. Aș... Haide, pula. Am și nevoie... A, bravo. Bă, bă niciun număr, corect? Niciun, na, cam așa, n-avem niciun număr. Primarul ăsta... Aoleo. Primarul ăsta obosit, s-au dus toate numerele. Sper că o să fie ceva, că n-am chestia să dau toate numerele înapoi la fiecare. Nu, nu mai fie nimic. Aoleo, o la mor cu mâna mea. Și s-a schimbat și numărul de telefon. Dă-l dracu, aia nu e problemă. Na, du-te a numărul lui Gelo acum. Aoleo, ăla fac ușor rost de-l. Dă-l dracu de bou. Mai mult mi-te restul.
Da, care și le-am avut. Păi și mie, câte numere am avut mâncate și... No, acum trebuie să mă duc să iau numărul de la stropeală. Păi da, și eu trebuie să iau numărul lui stropeală, alu electric, alu cine mai e, NPC. Aoleu, alea nu le avem oricum. Da, aoleu, câte numere am de luat înapoi. Mhm, să știi. Cațaș. O grămadă de numere înapoi. Dar venim cum facem. O întrebare, boxa merge? Nu știu, ia să vedem. Ai boxa? Da. Ia uite-te un pic pe transmisiune. Suuuți este boxa. Stai, mă uit. Dacă e vorba de mine? Da, da, da. Mă uit, dar nu știu unde. Suuuți. Că-s două. Bă, vezi că... pe... Nie. A, măcar asta le-a... A, mulțumesc de donație, Maia. De 10 trandafiri. Mersi, mersi. Deci, Maia, electric... Panică, nu, le-are, ai faza, că s-au simat la tot. Ia uite, Maia. Mai știi cum i-am pierdut gadget-ul? Da. Eu nici arme nu mai am, că s-a desințat familia. Ți l-a luat pe toate? Da. Ia, sărăcie. Ce mă? Stai că nu te aud. Cred că fac ev- sau s-a dat bonus. Stai că nu te aud. Stai că, a ce? Vreau să fac ceva, dar nu. Mersi mai aia de donații. Ți-am dat api pistol, vrei și glonț? A, nu! Două secunde. Tu cine ești? Mă de... Cine mă? Vrei să-ți dau cine pe? Bă, viața mea, stai așa. Am să vă lasă 4, nu mă acceptăm la filmă, dar trebuie să te accepte, ce să nu. Put în el cine. Haideți cu 20 like-uri. Să cine și celălalt aici. Mă dă, eu de aici. Ba să mor tu. Da. El e de aici, mă. Și îmbrăcămintea ce că? Eu nu l-am mai văzut de aici. Bă, viața mea, și îmbrăcămintea aia ce zice? Să vezi ce m-am mai devreme și eu să ne schimbăm. Mă, că... Te cheamă. Mă dă. 140. Păi nu că am fost odată, da. Mi-am făcut poveste și degeaba. De când ai mai intrat tu așa de curiozitate? Mai există Venezuela sau Los Colon? Venezuela, Venezuela. Am 3 zile intrate, la rând. Să mor tu că ai tu 3 zile intrate consecutiv. Nu e din mafie. Să mor tu. Da, are 3 zile intrate la rând, am îmbrăcămintea ce-i cu ea. Și îmbrăcămintea asta ce zici așa de curiozitate? Zici că e de mecanic. Da, ne schimbăm. Cine ți-a zis să te schimbi? Schimb, mă, cine ți-a zis că dacă tu n-ai mai intrat de 3 zile? Tu ești prost? Ia zi cine e cu liderul. Nu, că l-ai blocat. Nici nu știi cu cine măcar stă de vorbă. Pariu? Măcar știi cine e liderul sau? Da, e bun. Bă, pe ăsta unde l-ați găsit, mă? E prima oară când îl văd. Da, dar e prima oară când îl văd. Și eu de unde l-am găsit? El de unde ne-a găsit pe noi? Păi zici că e mecanic, șau. Bă, viață. Du-du-ta. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Auzi, mă? Băi. Băi. Stai prost. A, dormi, mă. Stai să se documenteze cine e liderul, mă. Stai că dacă e... Dau o dreaptă, ți-l fac titeriz. Dă bă niște gloanțe, stângă... bine că-mi dai doar armă. A, dar nu ți-am dat și gloanțe. Nu. Ok, stai că le-am o mașină. Haide, pula mea, da, bă, cu care mașină le-am. Sper că e asta. Bă, asta când o să fie mai... o făcut-o mai bine? Asta e gol? Bă, știu pe care le-am. A, e clar. O să mai intru dacă e. Bă. Sergiu. Ce mai nou? Unde a plecat, mă? E, da, stai. Cu virgulă, mă. E pus prea multe întrebări. Stai. Mi-a dat, mă, glanțe. Nici m-am uitat. Hai după mine. Bă, după voi așa când. Mulțumesc frate de donație. Nu știu, frate. Unde mă duci, bre? Să-mi iau mașina.
Păi dă-mă gloanțe! Le-am în mașină, asta. Păi hai, vino cu mine să mergem la mașină. N-ai cum cu Manu. Urcă, mă, urcă! Nu întreba. Nu-mi zic ce mergi pe jos. Cat, am ajuns. Doamne! Băi, priță. Ura un pic. Mă, că ăștia-s proștia mei. Hai aici un pic. Ieși un pic. Ia uite-te ce am pe aici, în asta. Păi nu pot, mi se pare, stai. Da, și tu. Ce, mă? Mi-a dispărut din gloanță. Bă, fac curât. Bă, băiatule. Mamă, câte gloanțe a pe pistol. Stai două secunde că fac curât, mi-a dispărut gloanță de gadget. E clar. A, aici mi-s restul, bun. Bine, mersi, hai cum mă duc. Ai luat? Da. 300. Cât ai luat? 300. Ei, sărăcie, nu, cară. Ce? Am luat prea mult? A, nu, stai că mă gândeam la gadget. Lasă-mă. Am luat 300, mă, de-a pe pistol. Stai că mă gândeam că e de gadget, mă, lasă-mă nu, pace. Nu, mă, nu, hai, ne auzim. Așa, bun. O chestie am rezolvat, acum. Cum o rezolvăm, cu numărul lui stropeală sau lui electric? By the way, pe electric mai... pe electric o să rească să mai aștept să-și facă jocul, că are o mică problemă cu orașul și i-a picat de tot cap. Dar, numărul electric 333, nu mai sunt aceleași numere, aia e problema. Pentru că la tot s-a arestat telefonul și cred că s-au arestat și numerele de telefon. Hai să încercăm să zâmbim, dar eu știu că s-au arestat. Nu vedeți că avem și poză nouă cu opticul? Ne. Hai la jefuia ala. Ca civil? Cam greu să jefuiesc. Hai să facem tichete. Slash de vâs, slash tichet, slash blips. Da? Salut, Sergiu, chiar trecem aici pe fabrică. Domnilor, cadeți, m-am adus tocmai de la secție până aici, tocmai din oraș până aici. M-au bătut, fac failuri. Fabi? Trage-mi aici pe, că eu din câte știu, nu prea au voie să mă aducă prin aici, că eu de exemplu acum păi da, dar Fabi nu-i pe oraș. Păi știu... Fabi nu-i pe oraș, nu mai sunt deci, desinicat. Știu că Fabi nu-i pe oraș, dar nu prea au dreptul, asta e faza. Păi nu știu pe cine să-ți aduc. Pe Fabi. Sau pe chestor, dacă sunt pe oraș. Dacă nu, adu-mi un gram mai mare. Că asta e faza... Subinspector, Angelo, atât am. Adu-l pe el. Că asta e faza, că e urât. Eu, dacă acum, de exemplu, e cadeți cu mașină nici blindată... Prezinder și eu că n-am avut probleme cu nimeni până acolo și așa fie sindicatul cu spetine, clar, duf. Și ei ciureau de glonțe. Cum era? Tu în viața reală, când duci pe cineva la... Direct la șlapa. Hai, te că n-are, trage-l. Așa, Angelo, tu ești singurul cu grad mare pe server, n-am ce să-ți fac. La poliție. Ia atent, frate, m-auzi? Da, Nelu și cu Maria m-au ajuns tocmai din Los Santos până aici, cu mașină de aia, nici măcar bizată. Da, de m-am dos. Deci trește tare, vă rog. Se pare normal să... Stați un pic. Mă auzi? Fără escortă, fără nimic așa să mă aducă tocmai din Los Santos? Ce-a făcut? Fian, deci Nelu cu Maria, ok. Ce-a făcut? Bă, mă auzi? Te aud, zi. Nelu cu Maria, frate, așa. Tocmai din Los Santos, până aici, m-am adus cu mașina și până măcar nu era blindată mașina, frate. Fii atent. Și gen au venit singur, știi? Ei au voie să vină singur, mă, fără escortă până aici? Nu. Dar pentru chestia asta, ai o filmare ca să-mi arăt și mie? Am filmare.
Am filmare, logic. Stai un pic. 601 și 502, am și o întrebare la voi, dacă se poate. Aș avea o reclamație la voi, cum și că ați fi făcut o exportă cu o mașină de PD, nici măcar nu era blindată, dacă ați făcut o exportă la Jilava, cum ar veni. Și erați doar voi doi. M-auzi? Și am și cerut... Respectiv. Tu n-am ce am făcut, am vrut să cer să vorb, să vorbesc cu tine, bă, între oameni acolo, bă, dați-mi un grad mare, dați-mi un grad mare. Nu, frate, nu, că n-ai dreptul la grad mare, bă, dați-mi un grad mare, nu, l-am chemat pe un mecanic, bă, îmbracă-te în avocat și vin aici la secție. Ba, știu că ai am voie să ne faci cativ. La degeaba, frate, că tu n-am vrut. Și ai pe așteptare suport, dar stai așa, ai pe așteptare suport, de fapt. Intrăm pe aia suport? Da, frate, ai pe așteptare suport. Bună seara, domnule Sergiu, bună, Irina. Așteptare de ce mi-a zis? Mi-a zis că te-a dus la Jilava, cum ar veni, ca să nu mai comentez cum ar veni într-un fel după. Ca să nu zici că ei fac într-un fel, nu fac roleplay, îmi zis să păstați. Și plus că atunci am fost tot la Jap, cum ar veni. Am fost tot la Jap, în afară de ei. Că doar ei doi au fost la secție. Eu cu Parasil, Raul Anonim și... cine mi-a fost? Da, Capone. Am fost la Jap. Doar eu mai fost. Și ia, mi-a zis pe stație cum ar veni. Haideți cu 30 like, că strânim și noi. Intrăm în sport? Băi, intrăm pe sport dacă vrei, dar fii atent ce e de făcut în situația asta. Pentru că noi am fost la Jap cum ar veni toți și doar ei doi erau, care nu erau la Jap. Da, mă, de cred, doi. Că aveau treabă cu Boromir atunci și eu zic... Așa, adică au dreptul, aveau drept, aveau voie, nu? Da, păi, într-un fel, da, pentru că noi eram la Jap și nu puteam. Ha, aveau voie, nu? Da, păi, dacă sunteți de vreo astea, putea să mă țină... Bă, putea să mă tință la Jilava direct de acolo, frate, și vreau să... Nu mai veni și tu în față la poliție... Merge telefonul? Bă, acolo cu bam! Problema e următoarea. Dacă punem codul de acces și intrăm în contacte, nu mai avem contacte. Cât timp ai pentru fugă de poliție, vezi cât ai, frate, că... Ia, bă, nu cred că e atâta, frate. Păi, ție cât timp ți-o dat? Pentru fugă de poliție și mi-a dat și amendă $1,000,000, frate. Cam ok, și câte pușcărie? Câte pușcărie ți-o dat? Câte pușcărie mai am? Stai așa că zic acum să-mi apară. Nu, câte ți-o dat? Câte pușcărie ți-o dat? A, 50, frate. 50? Da, frate, și nu cred că era 50, era mai puțin. Și cred că nici mai ce mai trebuie, mai trebuie să arăt filmare sau ceva acum? Stai un pic, lasă-mă un pic. Bine, Angel. Doamne ajută, dar e iurea că nu avem contactele salvate. Nu mai știam ce să mă joc și am încercat să mă joc pe PlayStation, doar să mișcă nașpa rău la 250 la oră. Mă joc Forza Horizon 5 și chiar îmi place. Eu n-am mâne din cauza microfonul, nu? Da. Între 35 și 50. Păi și mi-a dat 50. Da, păi dacă e între 35 și 50, da, are voie. Are voie. Amenda okay. Între 500 de mii și 1 milion. A, mi-a dat bine. Asta, da, ți-a dat bine. Ok. Da, atenți. Aia acolo va trebui să fie vorbită cu domnul Chester ce a făcut el. Și bine, da, ești da, cu tine. Da, m-ar a fost tot la joc și n-ai ce să faci. Păi da, frate, dar trebuia să aștepte, s-o-mi dădea de acolo direct, mă, băga într-o cer la acolo și era greu. Hai, mă, bagă, tu te băi, eu zic, m-ar bine că fac și chestia asta ca să nu mai zici tu după aia, după ceva, mă înțelegi? Ce să mai zici după ceva, frate, că i-am zis, bă, cheamă-mi un grad mai mare și el nu, frate, nu. Și vă erați la secție, mă, frate, mai erați, nu erați așa, că s-a terminat. Au, Sergiu? Da. Câți bani mai mult? Mulți, nu contează. Din banii pe care ți-am dat eu, mă refer. De chiar cum, Sergiu, mă, dă și mie 5 milioane. Și tu-ți dau alo, de unde? A, așa, hai, ce vrei să facem? Hai pe așteptare supor, măcar, să vedeți. Păi de ce? Păi n-are niciun sens. Păi da, frate, cum n-are niciun sens, frate, că... Bă... Fian, tu nu erai la Jaf, omul, înțelege, că tu fix acum... Acum cât timp erai la Jaf, stai puțin. Nu știu, acum câteva minute. Cât? Acum 10-15 minute, 20, ceva în genul. Păi da, frate, vezi?
Am fost la 3 japuri. Am fost la 2 japuri, la 3 și am mai fost la magazin. Stai că zic unde. Păi da, mă, frate, deci fii atent, bă, Sergiule, că tu ești tins, ai fost în sindicat, na, mă rog, tu ești gamer în momentul de față, te zici mie, frate, ți se pare normal? Te întreb așa, frumos, se pare normal că ai doi agenți, frate? Merge. Să vină fără blindată, te mai întreb o dată, se pare normal să vină fără blindată aici? Bă, într-adevăr, na, și mie îmi place să fac roleplay, să ajut orașul, chiar de genul. Băi, nu știu, că gen... Cu ce au venit, mașină poliție? Cu BMW-ul la seria 3 a venit, frate. Cu seria 3. Păi și ok, că e vorba de un prizonier, nu sunt mai mulți. Da. Păi da, frate, dar care e faza? Dacă... Na, uite, bă, nu știi, poate acum am zis, poate acum am frumos. Poate vorbeam eu acum, uite, na, apăsam și vorbeam pe stație, știi, chiar dacă nu puteam. Dau un exemplu. Sau nu știu, mai făceam eu ceva și... Și apăreau așa, vreo 10 așa, cu arme pe ei, ce făceau? Ce-ai pus întrebare? Păi dacă erai legat. Păi eu știu ce spui, Sergiu, dar dau așa un exemplu. Păi ce ți-am zis, dacă erai legat, ce făceai? Păi, bă, ce face ăla, bă, ăla face... Bă, vezi că ăla face power gaming? Nu vă mai bate scapul, știi că muriți. Lasă-l! Bă, ăla... Îl văd și eu. Și ce o să fac în continuare, că-s chiar curios. Ce? Ce vrea să fac în continuare? Am zis la chiar că hai un pic pe suport să văd și filmarea. Hai frate, seara să vedem. Pe suport. Cam cum o descurs să rog eu. Hai. Așa. Hai să vedem. Dar răscură să văd că decursul... Beatul ăla poate să dea jos, să dea slășe... Ok. Stai, bă, acum intre și eu pe filmarea, mă. I-am zis să plece. Păi n-ai filmarea de la început? Vezi că ești pe mut. Hai că i-am filmat obiectul. Boromir... Păi și tot... Are 3 filmări, nu, doar asta are. Mie trebuie filmare de la început. Da, hai, hai, chestia. Dăm teaser, ți-ai zis. Eu fără filmare de la început n-am ce să fac. De exemplu, la cum e, de exemplu, cu un ticket, de exemplu. Mă pușcă niște oameni cum ar veni și eu după aia mă duc iar și eu mor, știi? Și fix înainte de a-i pornesc filmarea. Da. Nu, stopă, adică tu crezi că gen... Tu gen acum te referi că... Care ei m-au găsit pe stradă, dau așa un exemplu. Eu m-au găsit pe stradă, m-au băgat așa și i-am dat drumul atunci în filmare? La asta te referi? Că din cașcă erau aproape de jilava. Mie îmi trebuie filmare de la A până la Z. Eu n-am de unde să... Vedem cum a început roleplay-ul, cum a procedat roleplay-ul. De exemplu așa și la tichet. Ce-l poți să trebuie Sergiu. Trebuie filmare ca să văd de la început cum s-a... Mi se pare că am șters mai întâi, că nu puteam dat un nou obiect și mi se pare că am șters de altine un nou... Cum s-a procedat rol pe bun. Caută, nu știu, mi-am trebuie filmare de la început, că dacă n-am filmare de la început... Păi, ți-ai ies în chetichetul aici, aia e. Baftă, Boromir. Salut, rămâi tu, Angelo, puțin. Eu trebuie să vorbesc, sunt niște chestii cu Sergiu. Ok. Lasă că nu trebuie să vorbești. Nu mai merge botul? Ba da, merge. Așa, zi. Stai un pic, că mi-a arătat mult la primării. Mi-a arătat primării de la secția. E clar. Mulțumesc de donație. Da. De ce mi s-a făcut somn pe live? Vreau și eu să știu. Ce pisei și ce moduri? E varză. Am coamve cu reshade și cu... PC-miar și cu NV-ul. I-am zis să nu mergeți în grup, i-am zis să ieșiți în grup și să nu vă mai bateți. Na, uite rezultat, vin acum să vă dau trosan. Și ăsta, cum se cheamă? PC-ul în Ryzen 7 7800 X3D cu un RTX 3090 cu 30 de giga pe DDR și la 6000 de MHz. Hai zi, Angelo, repede, cam și treabă. Auzi, frate, am o întrebare, că mai fiu, ai voie să omori un medic mort? Gen, medic? Nu, no, bun, du-te-n grup. Hai, ce că omorăți murdă. Păi contează acolo, că nu ai voie, gen...
să vii mereu să dai asta, să ajuți poliția. Ai, băgam. Mai ales auzit, că mai să mai dea încă o dată, că mi-a dat ăsta. Da. Da, Vali. Salut. Cum mă fac să văd și eu câte job point-uri am? Le stați. Și ai ăla, cheița aia ultima din dreapta. Și cum pot să fac mai multe? Prin joburi, faci joburi legale. Atât. Fără ilegale, că ilegale nu se pun, doar legale. Da. Se fac ușor sau? Băi, da, se fac. Nu se fac foarte greu, nici foarte ușor. Ok, mersi. Te cere salut. Te pup, pa. Da, ai făcut tichet? Ce la DV? DV, mă! Nu dau DV, dă-ți DV, hai! Cura ta! Hai, dă-ți DV! Păi n-am bani la mine să dau DV. Hai că ți-aș din bancă! Nu-mi ia din bancă! Cum, mă? Nu-mi ia, uite, vrei să vezi? Înce că am nevoie de 15. Nu am bani la mine. Eu țin doar în bancă. Cat. Îmi place doar în bancă, mersi. Plăcere. Na, ce să fac? Să-mi mărici, vezi. Oh my god, stai. Am 21 asta bateria, tu sunt bateria vieții. Da, mi-e lene. Modul de grafică este la găbiță, nu știu exact să vă zic. De vreau pisimiarul, dacă se poate. Da. Mă auzi? Da. Vezi că am jucat la Kiss și mi-a dat 250 de glonțe de Heavy Sniper și nu le-am inventat. Păi vezi la Kiss, dacă n-ai loc, jos de tot îți apare... Ah, ok. Hai, am salut. Și 4 milioane. Nu știu. Da, ai făcut ticket. Salut. L-am omorât pe din greșeală, i-am dat. Du-l la spital. Păi da, nu, i-am dat din greșeală, că am încercat, că nu. Aveți o filmare? Nu, dar chiar i-am dat din greșeală, că el... Deci el și-a scos mașina și l-am omorât și... Yeah. Nu știu. Sergiu. Deci n-am vrut intenționat. Vezi că ți-am dat follow pe TikTok. Bine, să mersi. Înapoi. Da, pa. Da, și follow back vreți. Ia, n-am văzut, scuzați, n-am știu. Hai. Să te blocuim, să-i spun. Mamă, ce mai speria colegul. Prezență la datorie. Da. Da, Cronix. Salut, frate. O, Laura, ce zici? M-am tuns, i-a luat am bambă, că am ieșit. Am auzit. Nu m-ai înjura, gata. Salut. Ai diminus 1. Care a făcut Cronix, vorbește, că ai făcut tichet. Salut, eu am făcut tichet. Laura, te bat. Salut, mi-am pus unghii. Laura, te bat. De ce? Așa. A, da? Da. Să-ți iau! Aaa, bani, iară! 14 zile care te duci. Care bani, că nici n-am zis nimic. Cap e, admin! Bani, reclamat ăsta, te scoți sau prostule, cum era să-l scoți și pe Aron? Nu era să-l scoți pe Aron! Hai, de ce ai făcut tichet, Cronix? Eu? Da. Tu ești Hex Gabi? Nu ești tu. Da, Hex Gabi, zi. Hai, că ești Hex Gabi, băi, lasă-mă astea. Ce problemă ai? Ce, nimic, vreau să-i spun că faci un content foarte șmecher. Bravo. Da. Strești. Salut.
Cântă. Salut. Bă, Sergiu. Da, Sergiu. Băiatul ăsta face RDM. Uite. Și tu faci Power Gaming. Feren. Feren. Feren, ia întoarce-te. Uite, ce că mis click. Ia întoarce-te la mine cu spatele. Bă, zic că ai făcut ticket. Spune ce pe tu. A, m-am simțit ai revive-ul ăla. A, bine, pa. Pa. Chico. Ok, respawn. Nu, respawn sus, te rog, la medici, că am un respawn. Ticket acolo. Am un ticket acolo, Sergiu, la auzi? Hai să mă asculte pe mine. Suport? Crezi, n-ai bacă, nu se mai auzea nimica de un minut. Da. Lasă așa. Data viitoare v-a zis. Data viitoare vă... Mamă, vă dau fefe la toți, dacă nu faceți ce. V-am zis, la primul glonț pe care l-au zis, plecați, vă retați la spital. Eu l-am luat primul, direct, a ieșit după... Veți, puteți să mergeți puțin mai încolo, dacă e un ticket activ, puțin mai așa? Nu mai stați în fața la secție, vă rog, la... Auzi, Sergiu, l-am nevoie de o părere. Nu, Sergiu nu e. Da, ai făcut ticket. Salut, Sergiu, vezi că băiatul ăsta stă AFK. Liviu! Na, îi dau kick. Dă-i kick, dă-i kick. Și șterge și mașina, te rog. Gat. Eu nici n-am 5M, clar. Da, Mario. Vezi că m-am uitat acolo și nu le-am. Ce? Glanțele. Ce glanțe, mă? De Heavy Sniper. Bă, ce-ai fumat? Ce glanțe ți-am dat eu, mă? Nu, la case. Mă, uite-te, mă, bine. M-am uitat, am doar armuri. Uite-te, ai filmare? Da. Răjeală. Am filmare. Ia uite-te mă jos la case opening. M-am uitat, am două de 40 și una de 10 de armuri. Și sigur ți-a dat ce ai zis tu? Da. Hai pe suport. Bine. Hai că bine. Și să vezi că a vândut alea, să vezi și așa de... Eee! Hai de pula mă! Până alezia! X-Vali nu o să mai fie staff dacă eu vrem să pe canal, îți vă zic de acum. Adică intru pe Sport 3. Câți moderatori ai pe YouTube? Nu mulți. Eee, ciu-ciu mă, ciu dai mesaj. Nu. Tu ești băiatul? Mario. Băiat, trage-mă la suport 4, la Apex okay. Și da de... Bună, blonduțu. Nu știu dacă e asta. Tu ești? Mario. Da, da. Hai. Da, puțin. Deci eu mai așa. Hai, în mare. Acum. E tu chat-ul albastru? Știu și eu. Haideți aici cu 30. Mă auzi? Da. O vezi? Yeah. Ia, arată filmarea, hai. Tu vezi, nu? Da, dă-i.
inginer, nu? Amir, nu e romanul? Bă, Toma, ce înceapă e mașina asta, 100 la oră, prindere, mă. Nu știu, blândă-ți încă. Vedem. Am fost mai devreme. Mai muse. Dar nu mai ești tipi... Ah, ba da. Eee, să vezi ce pun în capital când îl prind. Nu-i răspund. Dar ce e, Boraș? Bă, da, am crezut că nu ești, dar ești. Ce pe-ți, Bogdane? Ai văzut bătaia de anul trecut, plaja Costinești și Eforie când s-au bătut cu salvamare și poliția pe plajă? Nu, Bogdane. What? Nu știam. Cum fac mulți bani? Vrei să farmezi. Uite, vezi? Uite-te. Ai văzut? Și ia de-i... ia deschide inventarul. Pe joc acum. Nu mă, intră pe joc. Păi nu, că am acum filmare, stai puțin. Când am făcut echipă. Uite. Aici distrugeam astea să nu mai ia poliția. Și uite, nu am nimic. Stai. Te dau de la început. Uite-te, că nu am nimic. Și intră pe joc. Acum? Da. Intră pe joc. Am intrat. Vezi că nu văd jocul. Ah, acum. Se vede un lac cu partajare. Ia apasă key, scrie slash key opening. Unde ești? Cel sus, nu mă vezi? Acolo are 16 frame-uri, 16 are. Bă, nu știu ce să fac, să-mi iau un interviu. Opening! Depinde de viața ta. Sau să-i dau banii lui Manu. Să-i dai banii în mână, nu? Da, raportează Book pe Discord, nu știu. Am crezut că l-ai pe acolo, pe undeva. Ok. Și, și mi s-a bugat și case-ul. Mai trebuie să-mi dea 4 milioane. Raportează Book. Ok. Mersi. Hai, salut. Merge una pe camera mea de live. Două secunde.
I-a dat bug la chei să pânim cum ți-a... Winport. Două secunde, trebuie să dau niște chestii. Două tichete active. Ba, piciorul că nu mai vreau. Dai cu tichet. Bună, Sergiu. Cum pot să văd și orele? Slash ore jucate sau stați? Ok, mersi. Plăcere, salut! Să se elimine numai. Cu un bag NB, nu știu, cu găbiță mi l-a pus mie. Da, stai la montaj. M-am corectat, clar. Cerișid, cărișid am reușit. Da, nu știu, mie găbiță mi-a pus și văd ce drăguț avea. Câte vepsuri ai? 64, 73, 65, multe. Bun. Hai să vedem. Bă, nu știu ce să fac, efectiv. Nu știu ce să fac, pentru că n-avem numere de telefon de la nimeni. Și asta e cea mai mare problemă în clipa asta. Na, tichetele se iau pe bandă. Mamă, să vezi și înjura că n-apuc ăștia să ia tichet în continuu. Bă, bind. Keyboard. Gata. Tu ești de aici, un venezuelan. Bună seara, bună seara. Oh. Salut, salut. Bună seara, domnul Sergiu. Salut, vale. Domnul Stropeală. Bă, vreau numărul lui Stropeală, l-ai? Nu, dar pot să ți-l dau maxim pe al meu, în caz ai nevoie de mine. Ah, perfect. Dă-l și pe al tău. Că te sunt pe tine, îmi dai numărul Stropeală, vedem. Na. Na, că nu mai am niciun număr. Mi s-a rezetat telefonul de tot. Na, s-a domn primar, hai. Na, hai, hai. Bună ziua. Eu te Scarlet. Bună seara, domnul. Vă salut chat cu noul cont, e clar. Ce noul cont, mă? Câte conturi mai are, mă? SS 239-30? 239-30, azi. Uite-i pe ăștia, mă. Și pe mine nu mă cheamă. Bine, n-am numărul de telefon, da? Hai. Ia, chiar să mergem să luăm numele de telefon la pe ăștia din postul Corleon. Dacă nu știți, Corleon s-a desfințat. Lejmi își revine cu greu. Și l-a plecat. Deci cum are drag și dragoste, clar. Chat, ca să faci ce spun, te mergi la unul de la Venezuela și întreabă-l dacă ai numărul Uzi. Mă, fază următoarea, că dacă s-a rezolvat telefonul, Uzi astăzi nu intră deloc pe oraș. Bă, m-a terminat în față. Și Uzi, practic... Băi, da gata, bă! Își revine cu înjurători, să știi.
Mersi de mention, stai să vă dau și repost. Nu uitați, dacă vreți să-mi dați mention pe Insta, vă dau repost la toți. Optișoa bateria, stai să-mi iau și eu măcar încărcătorul, că mai avem baterie. În ce mafie ești, mâine? Mâine aflați. Mâine intrăm în mafie. Dar nu-mi simt nicări, din păcate. Deja mi s-a luat de notificările de iPhone, apăsăm pe buton magic. Bun. Page size 100. Mulțumesc, Zonație! Clar! Adică, păi bă! Stai un puțin, eu cum am scris în descriere? Că acum m-am mai făcut curios. Da, da, lasă prea mult! Lasă prea mult. Stai puțin. Deci, display, monitor. Ah, bine, practic secundarul e de 60, principalul e de 165. Acum am văzut. Nu-l sunăm pe Uzi, chiar dacă am numărul lui, nu-l sun. Vreau să îl înjur puțin pe ăla, dar lasă. Acum am văzut. Salut, Sasuke, salut. Păi da, dar o fi cineva la casă? Întrebarea următoare. Mâine sus. Mâine sus. Mâine sus. Hai, în genunchi, în genunchi. Sergiu, ce faci? Sergiu, ce faci? În genunchi. Mă, lasă! Bă, dă-te-l. Dă-te, mă, și gura, nu mai comenta de-asta. Bună! Ia zi, mane, ce cauți aici? Lasă-mă, ce caut? Am venit și eu prin vizită. Eu l-am chemat, eu l-am chemat. Ridică-te, mă, sus. Taxa de protecție, un leu, hai. Taci, dă să am nevoie de bani. Să vedeți ce taxe de protecție vă dau eu. Da? Da. Tu liniștit, bozi de peste. Nu tu, Iris. Ce faceți? Bă, eu n-am făcut nimic, n-am dat nimic, efectiv. Ce faceți? Da, auzi, mi-ai făcut ce acolo fac? Un susu din la mic, nu? Mă, vreau și eu, vreau și eu numere de telefon, because primarul is deleted. Iar nu mai merge, scoate. Merge, merge, trebuie să reintri, trebuie să reintrați sporaș că s-a rezolvat mai devreme. Gata, șeful meu, hai. Eu n-am telefon. Dați-mi și mie numere de telefon, că-i jale. Nu mai am răbdare. Te găsesc eu, te găsesc eu, 18. Nu mai e numărul ăla, aia e problema. Aaaa, îmi trebuie numărul lui Stropeal, Vali. Bă, ține telefonul, ți-l dau eu. Să mor tu că l-ai! Da. Dă-l încoa. Stai, 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 stai. Da, faci tu ceva cu mine? Zi, mă, 07? 07 la cartelă, 03 la telefon. Și m-a pus de manivelă. Ți-l omor. Na, mă, îți dădui share, acceptă că... Păi mi l-ai dat pe al tău! Nu, ce de pe al lui. Care mă... Ăla-i al tău, nu poți să-mi dai share, dă-mi numărul. Nu știu, nu mai știu. Stropea la fon. Ești prost. Vezi, dacă îți dau două bani, vezi, Sergiu, de sare în cură. De ce nu sunt? Alo? O, oh, bine, mă, că am făcut rost de număr. Domnule, Stropeală, sunt Sergiu. Ai noroc, ai noroc. De unde, mamă, de unde, dragă, ai noroc? Am făcut rost că ți l-am găsit pe Vali. Am găsit pe Vali? Da, da. Sergiu, stai puțin pe loc, vreau să-ți dai ceva, Denis. Așa, bun, ce faci? Ce să fac cu tine sunt aceea cu niște ăștia, cu niște oameni. Am înțeles. Am și o întrebare. Mai e valabilă aia cu Boromir? Nu știu că-s drogat. Adică ești drogat? Drogat, drogat. Lasă-mă băutura cânea sau lasă-mă fumatul. Zi-mă... Ce? Mai e valabilă aia cu... Vrei? Nu, vrei le dăm.
Mai e valabilă aia cu Boromir? Nu mai e, că s-a dus la Cerus, l-a luat. A, l-a și rezolvat deja, fără mine. L-a și rezolvat. Dar nu s-a mai putea, vă, de ce eu sunt grăbit. Înțeles. Că întrag o linie, știi cum grăbesc lucrurile. Uhu. Îmi dai ceva de făcut? Ai ceva în seara asta pentru mine? Stai două secunde. Băieți, voi de ce veni rătația până la urmă? Pentru task. N-am Sergiu, ce să văd, că mai sunt niște impiegați aici în față. Am înțeles. Ia spuneți, băieți, pentru ce veni rătația aici? Băieți, pot să-i ajut să facă țigări? Hai, vino! Bă, mă bag! Dacă e pentru tine. Dar dacă știi informațiile, că să-i ajut pe băieța aceea. Băi, știu, dar nu prea am cum să ajung pe insulă, că n-am cu ce să merg. Aveți elicopter, băieți, ca să ajungeți pe insulă. Ei, vă trimit acum o săgeată. Vino la hotel, Sergiu. Unde e hotelul? La hotel aceea, la 578, unde e magazinul ăla de haine, de arme, pardon, te întâlnești cu băieți ăștia, te duci la arăți locația și vă apucați și faceți săgări împreună. Ok, hai că vreau și eu acolo să mai urc, nu? Nu degeaba. Da, vă întâlniți acolo la 578. Ok, hai că vin imediat. Hai să trăiești. Bine, mersi mult, te pup. Trăiești. Bun, asta îmi trebuia, în sfârșit. Deci să mă duc să-i salut pe ăștia, că am treabă. Așa, bun, gata. Hai la... Zi. Stai pe loc, mă, stai pe loc. Zi că am treabă. Stai. Băgam aici. Repede la 578, știți cum? Oh. Na. Stai. Dai și mie apă, nenea. Nu am, nicio. N-am nicio pentru mine. Deni, să și mie apă. Parașutul. Mersi mult, Vali. Trebuie să ne grăbim pentru săgețile o stropeală. Bine, să facem țigări. Deci prima locație ca să luăm totul e sus la ea, cum n-ai vii să numesc, la nudiști. Mamă, chiar să vorbesc să-mi dea și mie un de-asta, cum se cheamă? Gadget. Bă, asta cu hotel eu practic știam, dar teoretic eu nu știam, gen, de-aia am făcut că... Na. Trebuie să facem totul, că nu mai am chef, că iar o să zică, da, de unde știi tu informații? Na, hai facem numai... E pe joc. Gadget și poate și navi, doar gadget deocamdată. Dar avem treabă. Bă, și așa n-am cum să fac tichete, că se fură pe bandă rulantă. O să retichetam. Bă, e bun. De cât de loc? Mă, faza următoarea. De aici... Nu, de la tabra de nudiști. Care nu mai știu unde e. Paletă Forest... Cred că e aici. Aici parchera. Prima locație, de aici cumperi. Dar unde craftai? Unde craftai, mă, mâncați, ești cam uitat, unde craftai. Știu locația de unde cumperi, dacă craftat. Mi-a dat și stropeală codul 5914 la hotel. Ved mașina albă. Nu mai știu unde craftai.
Mamă, ce e aici? Descarcă cuciu. Bună seara, bună seara. Mamă, ce frumos e pe aici. Wow. Na, problema e în felul următor. Te întâlnești cu băieții? Nu. Cum nu? La 5-7-8? Nu era nimeni acolo, de-aia am și venit aici, la hotel. La magazinul de arme la 5-7-8, ce dracu? Nu știu, n-am văzut pe nimeni. Bă, da, și tu, bă, gata. Dispar să nu te mai văd, să fiu la dracu. Mă, am venit pe jos. Și am venit pe aici, nu era nicio mașină, nu era nimic. Doamne. Bă, dar cum, dar de unde veniști tu pe jos? Gen, am venit cu mașina și am venit pe strada aia de jos am venit. Și nu era nimeni. Mă, dar dracu sportiv ești, mă, tu. Bă, uite mașina în față. Să fiu al dracu, joci jogging din ăla. Da. Joacă jogging. Mai duc o dată să verific, poate-s băieții acolo. A zis că a venit cu mașina. N-a venit. N-auzi, mă, că cu mașina n-am alergat. Bă, ăsta e prost rău, bă, copilul ăsta, bă. Tu ești mai prost decât el. Nu. Mersi că o pe aia, poate îi găsesc. Bă, de ce, mă, de ce e prost? Sergiule. Da. Am o misiune pentru tine. Și de ce e prost că el mi-a dat ăla? Te duci până la poliție. La cicheta, da. Și le spui că te-a trimis domnul consilier. Așa, domnul. Da. Și încerc să-mi afli ce să mai aude de gelul. Ok. Cum să mai aude și ce să mai aude. Bun. Ia du-te să vezi dacă vrei poți să merg să acum, da? Asta. Bine, hai acum că merg. Pe loc te... Tu te caută să vezi că îi cauți pe pinii mei. Îi știi? Ia spune, frate Ali. Bine. A, Sergiu! Da, da. Stai. Da. Zi. Hai, dacă ai două misiuni de îndeplinit, te duci cu ei să faci treabă și alălaltă cu poliția. Hai, da. Păi și pe care vrei să fac prima? Nu știu, cum îți vine ție ușor la mână? Păi, dacă e să merg cu ei, trebuie să merg, ne plimbăm foarte mult. Deci, hai mai întâi fac aia și după aceea facem și... Dă-le numărul de telefon, vorbește cu ei, te desmurge acolo. Bine. Hai, zi-a trăit. La fel, la fel, numai bine. Zi-a trăit. Și cu care merg, mă? N-am înțeles. Cu noi. Oh! Ok. Aveți elicopter? Avem, dar cred că dă să mă duc să aduc mașina aia cu 4 locuri. Păi am eu mașină cu 4 locuri, uite audio. A. Arde dracule când ce-l pun ăsta aici. Hai, Nu știu, vedem. Nu știu. Hai. S-a mărțut, să-mi dai și mie, să-și mie decolider. Voi știți, mergem să facem țigăring, te-am înțeles, nu? Da. Voi știți astea? Locațiile, da. Noi toate locațiile în afară de alea care facem rost de carton și țigări. Ca să carton și țigări mergem acum. Da. A, păi cum pare că e la nudiști. Hai de capul meu, să mor că tu cum acolo. Păi până acolo avem de mers, hai. De-aia am întrebat dacă avem elicopter. Aha. Hai, mergem cu mașina și vedem. Frumos. Lasă, poliția facem după. Dacă mi-amintesc. Păi hai și nu-mi duce aici la Trevor, la aeroport. Să luăm elicopterul. Helicopter? Da. O vrei? Ce era să pierd controlul? Bine, țineți voi minte. Ce așa o să uit? Cere-i numărul. Da, o să le cer imediat numărul și la băieți. Și vor să mergem la aeroport, o să fac dreapta la următoarea. Mă, dacă nu mă înșel, pe Audi. Nu mi-a pus. De ce ăștia am cam perne de aer la Audi?
nu mai sunt deocamdată în sindicat, dar ne chinuim să intrăm în sindicat înapoi. Asta e task-ul nostru acum, intrăm în sindicat. Venezuela, Manu. Da, Manu. Ciule, că mă hai de pe până la mineră. Bă, nu pot, că sunt... Care... Sunt puțin cu treabă în clipa asta și nu sunt aici, practic, sunt pe insulă. Ok, atunci. Te mete pe Manu în pulă din partea mea. Auzi, mă, tu ce spor? Hai, pa. Lasă așa. Trebuie să-l trimiți. Ne. Ce-a făcut? Era dat. So, e ofticat acum. Are niște momente. Sunt în sindicat că ți-l da aștept. Da, știi că acum la femei. Ne. Hai. Cine pilotează? Augustin, dacă vreți să o pilotezi. Vreți să pilotezi eu? Da. Hai. Augustin, știi unde, nu? Mamă, Ilicea să-l mă omori. Mamă, bine. Hai că suntem bine. Hai. Doamne ajută. Ai grijă. Bă, nu mai știu restul, știu doar mi-amintesc prima. Bine, și ultima știu. Eu mă construi, what the fuck? În sfârșit. Aaa, stai mă puțin. A doua e pe insulă. Beautiful. Vă zic de acum să nu vă las foarte mult carton la voi. Vedem, nu, cât luăm. Că practic un pachet costă un carton, mai bine vă las restul. Decât să vă luați astea. Că da, că... Gen 20 de țigări, un carton. Trebuie să calculăm, mamuș. Aia e problema. Bun, deci asta înseamnă multe țigări. Multe, foarte multe țigări. Vrea țigări sau ăsta, pachete de țigări? Zice așa, că gen că-mi trebuie 20 de țigări și gen un carton, gen ca să fac un pachet. Așa, câte țigări ne pune domnul Stropeală să-i facem? Sau câte pachete? Eu nu știu, asta e ideea, noi de test ca să facem rost de ele. Că am cumpărat de la alții băiatul ăsta. Ok, o să-l sun să văd cam cât trebuie să facem. Sper că mai amintesc bine că era aici tabăra, nu? Da. Ia uite. Aici. Wow. Aici îmblu băieții cu... Da. Cu Miguel. Cu Miguel, da. Miguel? What do you mean Miguel? Ce vrei să zici prin asta? Cu Miguel scos afară. Ultima oară când am fost aici, da? Așa. Veniți încoa. Ultima oară când am fost aici era. Uitați aici. Așa. Tu brichetă, da. Carton. Brichetă. Ok. Filtru, țigară. Carton. Dar nu se mai aude când sună. Eram. Mă sună el. Na, ce să zic. Tutun. Tu cât i-ai propus să luăm așa? Băi, contează și bugetul. Știu că din 300 tutun scoți 18 pachete, parcă? Nici nu mai știu cam cât. 18 pachete, cam puțin. Da, știu. Cât tutun cu filtru și foiță lua pompa pe o țigară? Golăm 5? Buzunarele să mor eu. 5 sau 10? Da. Mai știți? Ne trebuie și filtru pentru asta, nu? Păi îți trebuie filtru, foiță și tutun. 10? Păi 10 pe țigară? Brichetă? Brichetă nu-ți trebuie. Îți ia 10 per țigară, aia e faza. Deci stai un pic, filtru, țigară, cât e trebuie să luăm dacă așa? Deci gândește că 10 filtre cu 10 foițe cu 10 tutun e o țigară. Ui, blea. Ai problema. De ce așa mult? Eu să-mi iau 300 de fiecare. A. Și cartoane mi-au și eu 30. Gata, mi-au luat 300 de fiecare. Da, stai.
S-au cam dus mulți bani aici, dar nu. A, mie mi-a rămas data trecută, filtru țigară. Distruge. Scuba suit. Care? Că eu am ușcă 500-700 de pula. Ai, ia, dă-te. Nu, eu nu mai am bani. Ior bro, că îți fac, dă-te încolo. Stai că să-ți dau, moș. Încerc să văd câte vrea. Salut, stropeală. A, perfect. Da. Scuze de deranj. Da. Uite, am ajuns pe băieți să-și cumpere de aici. Da, bine, costă foarte mult, dar până ne permitem. Ce ne trebuie să avem? Pachete sau țigări? Pachete de țigări. Pachete de țigări. Pachete de țigări, câte vrei să-ți aducem? Păi nu trebuie să-mi aduceți voi mie. Trebuie să faceți acolo, de, fii atent, ascultă-mă. Ia zi. Fii atent. Dacă mi-aduci un pachet de Kent, aia mi-ar trebui în primul rând. Da. Așa, și două de Dunhill pentru gajica mea. Am înțeles. Acum să nu mă întreb care. Bine. Trești. Și restul? Și restul, băieță... Băieți, să vină cu banii pentru informație. Să-ți dea ție bani pentru informație. Bani pentru informație? 2,5 milioane unul, 2,5 milioane altul și să-ți dea 5 milioane ție. Ok. Dacă le arăți cum se face treaba. Bun, hai că le arăt. Așa. Bine. Hai să trăiești. Bine, nu-i problemă. Trăiești, pa, pa. Un Kent? Și două, Dunhill a zis? Serge. Da. Cum crezi cât am la mine? 700 de fiecare. Poho. Fii atent. I-am dat banii lui. Să-mi dați și mie numele voastre telefon să vă am telefon. Eu trebuie să reintru că ea s-a dus. Serios? Mhm. Un Kent, două, Dunhill a zis? Să reintru ca să... Da, ok, ok, nu-i problemă. Hai să... Eu o să zic că mi-a dat banii, chiar dacă mi-a dat, am eu bani pentru mine. Trebuie să mergem pe insulă acum. Păi asta să... Le facem. Ăsta câte șeamă... I-am dat bani acum, că n-avea bani. Nu l-au cheltuit 20 de milioane. Bă, nu mai știu ultima locație, mă, băi, nu mai știu ultima. Eu care mai mult le fac pe mult, ca așa rost de ele. Haideți cu 50 like-uri. De droguri tot faci bani, dar... Pana mea, câte 10 de fiecare acolo la câte un cerc, nu, cam mere. Și-ar fi bine să schimbe un pic primarul acolo, să o mute. Locația de țigări. Cât ți-ai luat? Mi-am luat mult. Hai atunci. Hai, pe insulă. Haide, yay! Mhm. S-a dus de... Sergiu, dar știi ceva de... metamfetamină? Nu. Nu știi nimic de Mr. White acolo? Nu știu nimic, nu. Trebuie să-l întrebăm pe domnul nostru, stropică. Acolo nu mă bag, țigările cele mai știu și... nici la droguri chiar nu le știu pe toate. Eu le știu. Dar câte tipuri gen de droguri, dacă poți să... Dacă știi, de fapt. Eu nu știu. Că noi știm, adică știu gen numai gen rețeta, gen pentru cocaină, atâta. Mamă, 5 tichete au intrat deodată? Bă, nu știu nimic, ai problema. Am înțeles. Dar e... E pe lângă al doilea spital, dacă nu mă înșel. Nu? Deci, locația de făcut acum, cum se cheamă, tutunul să faci țigările, o știu. Dar restul? Bă, dar am uitat iară ce trebuie. Un Kent și două Dunhill, mă. Tot uit. Să-mi amintesc și mă pe YouTube, vă rog. Așa, mulțumesc, Carabu, pe TikTok.
Uite bă, arabul ăsta ne ajută. Da, 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 mulțumesc că uite ce spamează oamenii. Haideți acolo cu multe like-uri, ceaș, nu uitați că avem și episode de deschipis pe stat. O să vă Sergele și cu ăsta, cu Roni, să vedem cu Hitmanul. Ce s-a întâmplat? Da, avem o problemă, că ce că mi-a zis cineva că s-a întâmplat, că noi i-am dat lui unul o comandă. Și pe ăla, adică Hitmanul ăla, l-ați băgat voi la somn dracului, căci că o tras în voi. Care și în Hitman, în Roni. Nu știu numele lui, dar pot să-i zic ăla care l-avea așa de... Păi da, dar eu cu ce să-l bag la sub? Până... Cu Roni să vorbesc, dracule, să vedem cam Roni cât ați dureze prieten timpul. Bun, da, nu știu acum să zic. L-am pus la vânat pe unul, dar cam durează, dracule. Da, păi să dureze când îl găsește. Ei, mi-au zis că ăla cam face căcaturi și nu cam pot, poate normal să-l bage la somn. Să-i facă Kali în kill line. Nu pot să-l fixez, am văzut acolo. Nu, că apropo mie nu mi-arată pe OBS. Da, în chiloțe aia. Fixatele. Can't top. Trebuie să-i fac lustropeala astea. Roni, mâine e pe 5 în domnul Sergiu, mersi Irina. Dar mai ce domnul Sergiu, mi-e ciudat. Zi Sergiu direct și gata. Asta cu domnul chiar mi se pare prea ciudat. Bă, mi-e dor de Sand King-ul meu, frate. Da. Că nu mai e pe oraș. Nu, că nu mi-arată nici pe TikTok. Aia e faza. Așa. Dă-mi și mirii și tu de la găbițul am. Și adventure time. Hai. Ce dracu? Stai și aici? Dormiți, da. Hai. Tu realizează că eu am 700. O să stau. Da, nu că am primesc nimica. Eu primesc. Eu nu primesc. Una. O țigară. Fac. Eu nu primesc nimica, what the fuck? Ba da, primești. Eu nu primesc. What the fuck? Cred că câte doi au voie să stea, să mor eu. N-are treabă. Să mor tu că aveți câte o limită. N-are mă treabă. Eu nu pot, what the fuck? Ce că mi-apare, dar nu le primesc. Stai puțin mai mult. Mie mi-apare. Mă, cum mă? Da, adică... Mie nu mi-e nimica, dar mi-arată că 474 din 500 acum în stoc sunt aici. Ia stai. Ia dă-te. Ia dă-te eu acum. Haideți cu 50 like-uri. E de la mine. Da. Mă duc să intru în oraș. George 15 euro NVMe plus Rishi și la 20 de euro NVMe Rishi plus... Mă, nu știu, bă, zi salut lui Augustin din partea lui David. Nu-mi bag așa ceva, că e meta. Eu vreau un mod de grafică. Cum îl cheamă pe Roni pe YouTube? Nu știu exact cum îl cheamă. Opa, scuze. Oh. Scuze. Vreau și un mod de grafică cu Quan V. Cu Rishi, cu totul făcut la maxim, PCMR vrei. Bă, vreau ultimul PCMR, mă, frate, dar efectiv ăla de la PCMR mi-a dat bloc pe Discord. Și vreau să-mi cumpăr PCMR-ul, pentru că... PCMR... Arată prea bine! Mare PCMR. Gen, și mai ales ultimul video. Uite-l cum arată. 3.5 update. Bagă și clădiri noi, văd. Ce clădiri bagă, ceau? Ăsta l-avea auzit înainte, știu.
Mi-a râs pismiar, dar el nu... Mare la bloc, ai faza. Îl cheamă Roni? Ron în Y. Hai să-i dăm un ride. Dacă îl găsesc. Sigur îl cheamă Roni? Stai, R-O-N-I-N-Y, așa. De unde îl cheamă așa? Caută Roni Optigro. Asta e? Da. Ah, uite-l. Haideți aici cu un mic ride. Ride by Sergio, ride by Sergio scrieți. Ride by Sergio. Roni, fratele din Hitman. Scrieți și voi aici, ride by Sergio. Prima oară mi-a luat blue screen, că nu știam ce poză. Ce-a luat blue screen? În fine. Aoleu, joacă jocul ăsta, îl știu. Ți-i scriu... La sărac. De la Sergiu sunt mod. Eu zic ride by Sergio, el scrie de la Sergiu sunt mod. Bă, mă și gândeam, ce naiba am pierdut, bre? Ăla scrie Sergiu. Bă, ride by Sergio, mă. Azi trăiești. E da. Doble e. Așa, e. Nu merge la mine, nu știu de ce. Vă mâncați aici gura voastră. Ok, mersi. Da, nu merge, eu nici nu-l primesc. Sergiu? Stai puțin, dar mie merge. Nu știu, eu la mine nu merge. Lui nu merge, mie merge și mie. Păi aia zic, cine-i ăsta? În care intră. I need help. Telefonul. Merg. Stai ăsta, vine aici. Nu ies de aici. Ies de aici. Și am jobul de ăsta. Aha, la mine telefonul nu mai merge. Păi trebuie să reintre, am zis. Ah. Uite, Irina, așa, uite cine are mod aici. Da, păi nu ies de aici. Da, eu nu pot să fac. Dacă am ieșit de pe calculator, a ta a fost. Adică... Hei, mă vezi că eu zic că eu nu pot să primesc. Bun. A, trebuie să-i pun și ora așa. Am înțeles. Căcat, dar vorbim din ce cauză? Mulțumesc, Sergiu. I don't fucking know. Succes la life. Cine este aici? Că a venit cam dur spre mine să moară ce am păcat, să-mi dau un dos de palmă, că a fost. Gata. Na. Eu cred să fac o îngerească. Ia zi de ce. Eu normal, eu... Bă, Sergine, poate să fie din cauza că sunt într-o organizație de aia legală sau... N-are treabă. N-are treabă. Ai job-ul? Am job-ul. Nu știu. Câte trebuie să ții? For fuck's sake. Să chemem domn primar, avem nevoie de ajutor, domn primar. Haideți cu 50 like-uri. Hai, domn primar. Ești prea crazy, bă. Bă, nu știu, mă, mie îmi dă țigări. Mie nu îmi dă. Am 131 de țigări. Tu vă... Am 117. Bă, Ia zi. V-am numere de telefon la ambii? Ia cam nu pot nies, nu dai. Îți merge telefonul, ok. Mie nu merge telefonul. Bun, hai că eu strească să merg până în oraș, repede vă las vară și ultima locație de unde vă faceți pachetele. Da, știm de unde. Știți? Da. Ok, hai că mă duc. Succes. Ciao. Dacă salut. E ceva, te sunt pe tine. Mergem cu Dacia pentru că este păi. Și vedem, ai să-mi bag ciorul. Bun, Sergiu sunt prost, e clar. Uite-te Discord, stai ho, ușor. Uite-mi de Discord. Da, am văzut acum. Mulțumim de ruși, la fel și spor și la live. Mersi. Ce-am pierdut, Sergiu, vreo oră 40? Când a trecut o oră 40?
Un mini task de la domnul Străpeală, de ni l-a oferit, și nimic mai mult. Trebuie să merg să-i crafte... Sergiu, de ce faci PG? De ce fac PG? Că e mașină de off-road. Este, păi. Am uitat iară ce vrea. Stai, mă uit în dreapta. Un Kent. Și două downhill, nu? Bă. Mamă, taxele. Să-mi bacă dacă îmi cere taxi, am bilicul la... O să zic din partea lui Stropeală, nici nu știu. Nu mai știu, aici era? Aoleu. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Să trăiți, cu ce ocazie pe aici? M-a trimis domnul Stropeală. Domnul Stropeală, păi de unde sunteți? De la sindicat? Nu, sunt ajutorul lui. A, sunteți ajutorul lui. Da, și m-a trimis să iau de pe niște chestii. Ia, veniți puțin după mine, veniți puțin după mine, vă rog. Okay. Colegul, ia, vine și tu, te rog frumos. De ce eu? Vezi că am să discut ceva, că dacă aveți legături prin sindicat, trebuie să discut și ce fac cu dumneavoastră, dacă nu vă supărați. Nu prea am, decât cu domnul Stropeală. El e șeful, atâta. E da, bun da. Și cu Stropeală, dacă te înțelegi. Nu contează, tot e sindicat, tot ai legături. Cum să e mai frumos? Eu am o supărare. Ce ai pățit? Ce-am pățit? Nu. M-am supărat astăzi pe grup cu niște băieți în sindicat, m-am supărat rău. A, și eu și m-am supărat. Și m-am enervat. Da. Și am chef de nebunii. Ok. Ce e la tine? Am un pistol. Și niște țigări. Atât. Ce pistol? Ape pistol. Ape pistol n-am nevoie. Ia vine încoace. Vine atât, doamnă. Vine încoace că mergem într-un loc mai închis. Să nu stăm în pe copaci. Să stăm și noi undeva frumos cu un adăpost, cu ceva. Am venit și o să fac cum. Un pachet de țigări îmi trebuia și plecam. Da, lăsa că o faceți mai încolo, când trebuie în treaba. Mergem fix la hangar, la acolo în față. Vorbim acolo mai multe, da? Mhm, fără mișcări bruște. Da, da. Ia verifică colegul să vedem dacă are căscut ceva pe el. Ei, să opresc. Ia. Căscuță, camere. Aveți camere ascunse, ceva GoPro, mai știu eu. Aveți așa ceva la dumneavoastră? N-am, domne, nimic, ce să am. Ia să... Un GoPro, am atâta pe mine. Un GoPro și filmează în momentul ăsta? Da. Ia de lângă ce, hai. Uite... O căscuță aici la în spate, stai că lasă, distrug lasă. Eu. Bun. Poftim. Așa. Duminică facem live de 10 ore. Spre hangar. Văd că e oprită căscuța. Știți că venim să facem sigur, nu? Da, da. Hai că e distrug eu căscuța aici. Gata. Sergiu, vin să... Ca să știu cu cine domnul fac Sergiu. Cunoștință. Sergiu. No, Sergiu, vin să-i pic. Nu ai cum, pentru că sunt informații. Poate vă știam. Știți că mai știu oameni din sindicat. Eu nu sunt din sindicat, aia e problema. Am fost... ajutor sau ce? Da, ajutor. Am fost în Corleon până acum. Corleon. Dar că Corleone? S-a desfințat și... Na. Două zile am avut și eu timp să stau. Da, păi bă, și Mira, mă, cam auzi, bă, cum să fim în Corleon dacă s-a desfințat? Păi da, două zile am stat. Ia uși. Iată-mi cum facem, domnul. Sergiu, ai zis, nu Sergiu? Da, da. Intrăm aici. Okay. Uite, stăm pe cârpele astea aici, că e mai curat, să nu stai direct în nisip. Dă și tu bluzele jos, pantaloni jos, să văd dacă e camera, e microfonul pe tine. Am avut o căscuță, dar era stinsă. Stai că v-ați verific eu până la piele, să văd că să fiu sigur că n-ar nimica. Da, cu ale microfone nu știu. Vă
poți să intri în sindicat, nu știu, vedem. Sergiu, nu mai poți sta, mi-asem, nu-mi pare rol la live, mulțumesc, mulțumesc. Haideți acolo. Așa, hai că v-am luat aici tot ce trebuie. Mi le gândesc în buzunare, stai să le mai arunc și aici. Nu. Ia orice, telecomunicație, ai scris când m-am uitat. Așa. Trebuia să le bagi în gunoi ăla de acolo. Bă, nu contează. Ia spune-ți-mi și mie. De cât țigări vrea să faceți pe aici? Da, îmi trebuie repede un pachet, că m-a trimis domnul Străpală să-i fac un pachet de țigări pentru dânsă și plecam. Pentru un Kent 8 am venit. Și am dacă să zicem că v-aș face ceva, sau dacă nu vă mai fac nimic, dacă vă dau drum acum. Așa. Ia spune ceva lui domnul Străpală? Nu, că eu am venit, ți-am zis, eu vreau să-i fac pachetul să plec înapoi, că atât am fost trimis, ce să-i zic? Păi ia uite ce facem. Vine aici pe cărplea asta să nu stai pe nisip, te pui și cu un genunchi. Ok. Cu fața la mine, frumos, să avem o discuție. Da. Aie! Azi cât timp faci lemn? Nu știu, până la 12, vedem. Unde avem, parcă am pus-o cu într-o... Ia ține la pe el să nu facă ceva. Da! Uite, avem un coș să avem bune. A, mă, nu vreau, păi! Ăsta-i zis de penis! Paulus, ce m-a murdărit, bă, pe cândici curea. Domnul Sergiu. Da? O să vă pun să recitați o propoziție. Ok. Dacă refuzați să recitați acea propoziție, va trebui să vă... Executăm. Să acționeze colegul meu. Nicio problemă. Da, nu e problemă. Nicio problemă? Da. Bun. Cum să facem noi mai frumos? Asta din față e zis de Denis. Găbițu. Găbițu. Nu, zic eu toată propoziția și după zice okay, tot. Ok, la final, ok. Okay. Găbițu. N-am cum să le pus sus. Kenz, Wems și Tovagosu. Se pișe pe mine. Găbițu, Wems, Kenz și Tovagosu? Ăsta e Găbițu? Găbițu, Wems, Kenz și tot Vagosu se pișă pe mine. Ho, ho, frumos! Mă, dă când așa dam eu chestia asta, măi băieți. Na, n-am, bă, mă moară, aia e problema. Pasta, unde s-o îndesc eu pasta? Na, ce se face? Cam unde? Ia stai că parcă aveam eu un găzdan aici. Stai mă că iau simul din ea și eu bag în camera. Nu vreau pe caca, e problema. Că m-a pus să-i fac asta, am un taz determinat. Și eu ce să le fac, vere? Așa. Gata, mi-am luat cardul și iau eu, bag, îl bag în camera de acasă. Păi domnul să pui camera aici. Acum, v-am dat niște informații, vă dați seama că nu cred că v-aș putea lăsa în viață. Dumneavoastră ce ziceți să fac? Nu știu, ți-am zis, eu am dedus un pachet de țigări, atâta m-a pus. Păi fii atent cum facem. Spune. Dă-mi alea necesare pentru pachetul de țigări. Ok. Mă duc, îl fac eu. Da. Pe tine o să te leșin. Da. O să pleci în ceruri. M-ai înțeles, da? Și îmi dai o locație unde îți lasaste. Păi n-am locație, e problema. N-ai locație? Nu. Atunci o să-l contactez pe domnul Stropeală și o să-i zic că mi-ai prea dat asta mie. Și îi le dau eu lui. Dacă vrei să facem așa. Dacă nu, te omor. E simplu. Tu alegi. O să vă dau la timp la dispoziție 20 de secunde. Eu ți-am zis, am nevoie repede să mă duc să iau niște pachete să plec de aici. Nu am venit să fac altceva. Nu știu dacă m-ai auzit numele, m-ai auzit... Păi și ce dacă ți-am auzit numele, ți-am zis că eu vin, am venit, te-am văzut și am plecat, nu fac nimic rău. Eu știu vrăjirile astea. Îți fac jurământ, îți fac orice. Nu, nu stau pe jurământuri, că am mai făcut asta și am fost lăchit de multe ori. Crede-mă, e greu cu mine, e greu de acum, deci de acum a început să fie greu cu mine. Fii atent cum facem, îmi dai alea necesare, mă duc eu, fac tigările,
sau ce-i trebuie, îl contactez și le dau fix când mă întorc pe insulă. Îi zic că mi l-ai predat tu, că tu ai avut niște treabă. Păi și cum îl contactezi? Cum îl contactez? Are prietenul meu numărul lui. E da, dar... Aud o mașină. Cine? Tine, Rami. E cu tine? Da, eu sunt singur. Cu cine să fiu? N-ai văzut că... Mai scu... știu? Da, și... Cine? Pe cine să dau? Ia-l poți să-și adu-l aici, că deja mă enervează. Eu am zis să vorbesc frumos, dar văd că faceți oameni, așa nu știu cum i-ați adus. Cum ți-am adus, mă, oameni? Bine. Vere, sunt singur, n-ai văzut Dacia cu care am venit pe insulă? Nu o să te jefuiesc, nu o să te-am nimic după tine, că nu e urât, mă înțelegi? Decât o să te leșin și o să pleci în cer. Și o să uiți tot. Nu mă interesează dacă te interesează. Am mai venit trei? Dacă vin în coace, le dai glonț automat. Vino, Vere, adu-l pe la aici și stai automat la ușă și dacă vine în coace, îl dai automat glonț. E simplu. Bun, domnul Sergiu. În campieră de aia și văd că are cu colegul meu probleme, v-am înțeles? Așa că o să mă grăbesc. Iată cum facem. Zi. Ești ok, colegul? Ce-ai făcut, Sergiu? Fii atent. O să spun un bilețel în geantă, da? Da. Pe ăla o să le ai acolo decât ca să îți aduci aminte unde îți las astea. Tu stai aici în genunchi, te rog frumos. Țigările, astea, dă faci țigările pe ele, mai înțeles? Eu ți le las într-un loc, o să las locul ăla scris pe bilețel și tu te duci acolo. Adică când o să te trezești, o să ai bilețelul și o să-ți aduci aminte decât de locația respectivă, unde îți las ale. Bun. Și chiar nu se poate să-ți dau ceva bani sau nu știu că... Nu, n-am de unde să știu că mă sifonezi. Aoleu, păi nu te sifonezi, ai fază, ți-ai zis, trebuie să merg să fac două chestii și am plecat, atât am nevoie. Nu pot, eu n-am de unde să știu. Păi e găbiți ăsta, mă... Vin aici, te rog să-ți iarma, mă băiți. N-am și fără ori pe mă. Bun. Digiobul de țigări. Eram aproape, mă. Eram aproape. Dă-le glonț. N-am făcut, mă, nimic. N-ai cum să fai roleplay, mă, frate. Păi, mă auzi? Dă-le glonț. Ai gumă pe picior. Mașină, vezi că vine mașina, vezi. Meta pentru ce, Răzvane? Păi da, dar eu cum îi dau țigările Vere? Că dacă vin pe insulă, o să zic că de ce ai făcut meta. Chiar prin să zică pe ca. Ce rol pe de căca știu și eu. Mare fel. Păi au zis că îmi dau drumul, dar... Și acum o să fac etichet. Sergiu și-a chemat prietenii. De-abia știu să văd ce prieteni. Caio. De-abia știu și eu să văd ce... Am luat un sindicat pe sus, l-am pus să zică că sunt regele. Eu sunt regele lui și de astea. Am luat un sindicat pe sus, deoarece nu sunt din sindicat Vere. Ce să-i fac eu lui Rusu dacă mă jefuiește la intrare pe Caio? Audi, n-ai ce să mă salvez.
roleplay, frate. Ce roleplay este, mă? Deci sunt chiar curios. Ia zidem. Hai, botule, te rog de data asta. Uzi 21, unde e jobul de la țigări? Jobul de la țigări, totul se află aici, chiar îmi pare rău. Mulțumesc foarte mult pentru cei de 10 lei prin super chat. Hai, donație, te rog eu să apară de data asta. Ce mișto e cu donația? La 82 te pup, la 70 te pup, uite, Răzvan știe. Faceți roleplay, serios. Când îmi iau de la helper în teste, nu știu. Dar mă enervează că gen... Uite, mă, că a venit. Mamă, cât adunați prin super chat, nu văd. Stai două secunde să intru pe Streamlabs. A, dar stai, unde ți-ai jobul? Stai, că citi să-mi da. Ține-mă. Cam târziu a venit. Haideți cu 50 like-uri. Ce tare ar fi venit să le dea un pic direct. Bă, dar faza următoarea au făcut fail. Încă ăsta nu-i roleplay, că-mi dă drumul. După ce zic aia? Nu. El ce a zis? Au plecat centerul urmă? Lăsă-mă uit pe aici, pe sus. N-a plecat, nu uit pe acolo. M-a venit Manu, așa una mică. Manu, îți mulțumesc pentru donații de 50 de lei prin super chat. Mau, băi, deci asta cu super chat-ul mi se pare wow. Paletiche pentru fel. N-am ce tichen, mă, n-am. Server Discord, discord.gg/optigro. Nu că te bat, nu că te bat. Trebuie repede să te uiți. Tu și Uzi. Te urăsc. Na. Dar să dea și donația pe ecran, mă. Nu lași omul. Oooo, frumos donația de 50 lei. Să băgăm niște melodii și noi. Fix skin. Dă-ți rev. Nu-mi dau rev în roleplay, serios. Păi și acum, gen, eu dacă merg pe Caio... Și erau percheziunea și m-a întrebat episod și aveam permisă. Asta e mod... Da, este... Nu e pisimiarul, este nuveu. Nu are voie să te
Ia-ți de câte oră la urmă. Oho, bună, Julie! Înțeles cu curată mamă pentru cei 50 lei prin super chat. Asta e mișto cu super chat-ul. S-a lăsat un bilet. Da, da, ci că ai dat bani pe el. Voi ați văzut că gen 2 secunde ai des cu 60 like-uri. Dacă v-ați uitat înainte. Stai. Dacă v-ați uitat înainte. Mamă, dar ce delay mic e. Înainte să mă omoare. Stai. Chiar nu se poate să-ți dau ceva bani sau atâta. Și fără de țigări eram aproape. Îi lasă un bilețel pe care scrieți apă. Na. Mulțumesc tău pentru follow. Mulțumesc de follow și pe TikTok. Noi, continuăm așa, mergem pro ce roleplay, chiar că ce roleplay. Am zis, dar zis răpeală pe chat că cine nu faci... Ah, tichete, eu nu, sunt scutit de la tichete cât timp sunt pe perioadă de live. Nu vei, ăsta e mod pentru... YouTuber, ai dat bani, este de la Găbițu. Cel care mă urmă mai devreme roleplay, Găbițu. Păi și eu, gen, dacă merg acum pe insulă... Eu nu mă duc pentru... ăsta... cum se cheamă? Stai că-mi stă și pe limbă. Pentru revenge kill. Mă duc să-l fac task-ul. Nu? Eu dacă mă duc să fac... Păi ai uitat tot. Păi da, pe cai este să uiți ultimele 30 de minute. Practic eu am uitat că mă... Eu am uitat de faza cu asta, cum se cheamă, cu roleplay-ul lui. Informațiile din roleplay, dar eu practic știu de task. N-are voie să-ți facă nimic. Da, pe aia zic. Eu de task știu, de roleplay nu mai știu. Tu, da, eu nu știu cine m-a omorât, eu știu doar că am de făcut un task. Gen, na. Pai roleplay că ți-a dat mesaj stropeala. Coaie! Ăsta-i bug. Ăsta-i bug toată ziua, Vere. Vere, ăsta-i bug toată ziua! Eu am deschis telefonul, n-am opsat nimic. N-am opsat nicio tască. Șeful... Am luat materialele... Și acum mă îndrept spre insulă. Am 134 de țigări la mine. Vrei să îți iau? Ce vrea, mă? Un Ken și două Dunhill, nu? Cum e, mă? D-U-N-H-I-L-L? D-U-N-H-I-L-L, da. Pentru...
tine două Kent. Gata. Ta Veh Luxoru. GTA 5 Vehicles. Măi, eu nu înțeleg de ce mi-a ieșit din... Nu mai zic nimic. Scarrow sau... Na, Scarrow. Uite cu asta mergem. La 72 uzi 21. Văd că ai mai donat odată. La codul poștal aici este în zona. E pe aici pe undeva. Și mulțumesc pentru că 10 lei prin super chat. E clar. O să bag niște melodii la donații de atâta, bla bla bla, la donații de atâta. Să-mi spargă timp panele la 50 lei în sus. Bă, da, durează mult până detectează ăsta, Streamlabs-ul super chat-ul. Bă, ce să zic, aș vrea să vin să fiu ca și gardian pentru tine. N-ai ce gardian să fii, eu sunt practic civil. Era bine dacă eram în Corleone. Le ceam la ăștia, bă, repede mă urmărești o mașină pe caiu. Nici la codul poștal. Nu te supăra, Streamlabs-ule. Dar nu... A, așa, mulțumesc de nație. Chiar vă viram. Că nu se vede. Trebuie să lucrez la asta prin super chat. Alo? Alo? A avut un mic delay. Ce vrei, mă, Sergiu? Uite, mergem pe Caio. Că avem misiune de la domnul Stropeală să-i aducem două pachete, un pachet de țigări cu două pachete. Că săracul mă așteaptă de o grămadă de timp. Și am avut niște probleme înainte, dar ne, mergem să facem pachetele. Dacă nu mi le dă găbițul, mi le dai și mie, ce să-ți dau? Vezi, ar putea să fie razie? Te-am la kit oficial. Ce mă? Te-am la kit oficial, găbițul. A, n-ai bis fi tu, găbițule. Lasă-mă, bă, îmi pace să-mi fac și eu treaba. Iar nu mai știu locația. Păi, te-am Dacia. Sper că aici era, dacă țin bine minte. Da, mă, da. Ok, deci îmi trebuie downhill. Luăm și noi 2, 4, 6, 8, 10 3 pachete. Nu, iau 4, fiți atenți să facem. Ok. Downhill și Kent. Luăm 4 Kent, 4 downhill și gata. Și a plecat direct. Cât mi-a dat, mă, frate? Mă. Kent am 1, downhill am 5. 14 țigări, să moară țigările în cancer. Bă, dar mi le-a dat prea repede. Bă, că aveai și piciorul în el de sistem. Lăsați așa chat, n-am ce să zic. Bă, dar nu ai de sistem prost.
Mă, știți care-i faza? Dacă vine să-mi ceară taxa, că mi se pare că e taxă pe insulă, eu n-am bani la mine. Dar le dau, nu știu, căutăm bani cumva ceva. Măi, o mașină. Și mă speriați de ăștia. Îmi cer și ăștia bani. Bă, da, am și-o noroc în viața asta? N-am noroc. Vere, voi vedeți cum stă acolo după? Voi vedeți cum stă după, după gard? Nu vedeți cum stă după gard. Mă, eu nu înțeleg, mă! Cum se descurcă mafiații pe serverul ăsta? Că să moară Jana dacă reușesc. Eu practic n-am cum să-l văd, cu spatele. Hai, trage-și tu mine. Te jefuiește ca idee? Ca idee, nu mai zic nimic. Alo. Unde sus? Olu. Aolo. Ce faceți mai aici? Sergiului. Da. O, ce-am da, făcut? Te las în, nu, nimic. Te las în viață dacă îmi spui unde e crafting table-ul de cutter. Nu știu, boss. Cinci. Țigări, aici la țigări, țigări. Unde? Aici, cigări. Unde sunt eu. Da. Cutter-ul, cutter, să fac cutter. Nu știu. Stați-mă un pic. Nu știam. Bă, dar mi-e rup de țigări. Atunci. Ăla de ghiozdan ilegal, știi, nu? Nu știu, mă, niciunul. Eu am venit aici să fac niște țigări. Nu știu niciun crafting. Etena. Dacă știam crafting, era bine să-mi fac și eu niște arme, ceva, că n-am nimic. Aș tu niște bani pe tine? Ba, am 1 milion. Numai 1 milion? Da. Cum? Bă, dar de ce nu merge? Na, mă, sunt sărac, vai de viața mea, am venit să iau juni și fac niște țigări. Hai, bă, bine, fă, hai, te lăsa. Nici nu merg. Na, a zis nivă, nu mai merg țigările. Na, poftim. Cred că nu mai ai tu pachete, nu mai ai tu. Ce n-am, mă? Nu mai ai tu. Am foiță, am tutun. Ce mai trebuie? Poate ai, n-ai, ai fier și cupru, ai fier și cupru. Ce fier și cupru, mă, să am? Dacă ai fier. Na, mă, nimic, l-am nici nebun. Hai să te șefui și eu de un gagan. N-am, mă, nicio armă la mine, ești nebun. Sunt vai de steaua mea. E, na. Mă, dar mie îmi lipsește ceva aici. Haide, mă, dă-și-mi un... N-avem ceva. N-am, mă, nicio armă. Verifică-mă. Verifică-mă. Verificați-mă. Hai, verificați-mă. Serios acum, dacă nu mă crezi. N-am, mă, nicio armă. Da... Ăla pentru că am văzut sub apă. Să faci haste-ul ăla sau ce la hangar. Acolo ascuns. Ai mâncare, mă, Vlade? Haste-ul ăla. De sub apă de trebuie să... Dar așa. Trebuie... Carces trebuie. Sau de unde începi? Ce trebuie ca să tai ușa aia? Îți trebuie de la... Drill-ul. De unde fac rost? Dacă știam, îți ziceam. N-am făcut niciodată, doar am mers cu niște băieți să facă. De aveau și nici nu știu de unde le-au luat. Le-au luat cumva. Mamă, și eu trebuie să fac și o rost de cutter, bă, frate, bă, să fac și o hate la înțeleg. Cu vagon. Ce apă? Ce? Nu am, ai mâncare? N-am nici mâncare, nici apă la mine, am venit sărac. Așa. Un hai filtru, un tutun și o foiță. Mă, ce n-am la mine? Tutunam. Foiță. N-am filtre la mine. De ce nu mai filtre? Mario, ai mâncare? N-am. Ce vă dă ăsta? Ce dă ăsta după? N-am nimic. N-are nimic. Dar băi, de ce sunteți în alb? Bă, e vrea să fie un maro, așa. Bă, ar vrea să fie un maro mai deschis. A, e alb, na. A, nu știu, na, nu găsim altceva. Mă, tutun. Acolo la băi, am luat 300.
Unde sunt restul? Unde sunt filtrele? Că am luat 300 filtre. Păi să nu-mi zici că filtrele mi s-au luat la respawn, colomor! Las că e mască, nu te știe la față. Păi ne știe gen așa. Lasă-mă. Poți plăcuiți că am și treabă. Pleacă, frate, totul. Bă, nu mă, bă, ce bă, dai face mă, lăsa să plece. Zi, uiște o vorbă bună acolo la sindicat. Păi stai că nici eu nu sunt. A, nu mai am uitat. Eu nu sunt. Bă, ia stai mă, că am o idee. Sunt amărât. Ce vrei și tu de la mine? Amărât. Am o idee pentru asta. Nu mai ai idei, lasă. Stai mă, stai un pic polo, bă. Ha. Ce? Ce-am mai făcut? De faci parte din organizație, ceva? N-auzi, mă, că Summer vai de Steaua mai vreau să fac bani. Zi-mă dacă ai făcut, dacă ești parte de ceva. Am fost în Corleon, s-a dus de tot. Două zile am stat. Hai, gami. Nu stă, nu sunt nimic. Hai să luăm o static pe ăsta. Băi, dau o dracu de treabă. Hai să luăm o static. Mario, nu mă lasă. Mario. Hai să luăm. Hai să luăm o static, bă, nu, lasă-l, hai să luăm o static pe ăsta. Lasă-l, mă, nu, lasă-l, mă, ce aveți. A, bă, mergea, mă, unul static, mă. Lasă și noi niște bani pe ăla. Cât e elicopterul ăsta? Nu știu, l-am găsit. A, nu-i al tău? Nu, l-am găsit. Băi, ia, dă-te jos. Ce mai vrea, mă, de la mine? Dă-te, mă, jos, dă-te jos. Că nu te las așa. Că tu ne știi acum cum să te îmbrăcați. Ce așa. Te știu, mă, că zici că sunteți din, băi, alb. Efectiv, e alb ăsta, nu e altă culoare. Nu, nu mă interesează. Eu îl văd fără deschis. Și ce să fac, mă, dacă sunt sindicată, mă omoară? Bă, avem un cod secret. Ia stați un pic cu armele pe mine. Lasă-l, mă, în pace, mă. Poți să plec? Lasă-l, mă, în pace. Nu, nu poți. Da, mă, du-te, mă, du-te. Nu poți. Lasă, bă, stai cu minte, lasă. 3. Ne. Stai, mă. 2. Lasă-l, mă. Dați-mă, că vă dau linie la Abdi. Nu mai fi prost. Lasă-l să pleci. Dați-vă, că vă dau linie. Lasă-l, mă, să plece. Nu. Păi, nu mai înțeleg ce fac. Eu lasă-l, mă, la. E acuza cea mai bună. Bă, l-ai prost? Haidem, hai să plecăm. E retard, coaie. Mă, lasă-l, hai să plecăm. Chiar mă interesează. Cine știe el pe noi, mă? Chiar nu mă interesează. Cine? Fail, roleplay, chiar nu mă interesează etichet. Haidem, hai să plecăm. Nu, bă, chiar nu mă interesează, eu îi dau defi roleplay. De prost. Chiar nu mă interesează, ui, ăsta e pe live, adică na, eu îi fac etichet. Du-te, treacă de prost. Ne, mă aveți pe live. Hai să mergem cu eu, mor. Am uitat la toată discuția voastră. Ai de mâncare, mă? Ce? Am așa să fac. Am unul. Și nu vine admin la tichet. Păi și ce fac cu ăsta, bă, Sâmba? Vezi că dă-ți live-ul mai încet că se aude. Aici, văd eu cum îl pun. Dă-ți live-ul mai încet că se aude, băiatul ăsta de m-a luat în chiri. Am făcut tichet, lasă așa. Tichete! Nu, lasă-mă aici, lasă-mă aici, lasă-mă aici, că am tichetul făcut. Nu știu cum o să pe live. Dă-mă jos. Hai că-i dau shot. Mă, ăsta-i nenorocit. Bă, ve... Nu, chiar e proști ăsta. Bă, Vere! Mamă, nu mai fel după fer.
Da, mă, și ăsta mă ce la spital, mă. Mai și pe live, aia e faza. Mi-a dat sângele. Alex, stai. Oh my god. Dar de ce mai la băveriș pe live? Lasă-mă, n-ai pe jos. Eu îi zic să mă lase, el mă duce la spital. Ba, să ia în considerare că s-a făcut fair roleplay. Vreau să-i șer de mult elicopterul, dar e nesimțit omul. Dă-i las de chet. Mam. Mai e și prost. Așa. Spuneți, te mai ajut câteva? Da, dă. Opa. Deci, fii atent, nu știu de ce m-ai dus, am zis pe live, că am auzit live-ul, hai pe trotuar. Ți-am zis să mă lași acolo. Te-am dat mai încet după. Deci ID 25955 a făcut mare fail roleplay. Da. Ok, ai filmare. Am live-ul, okay. Da. Deci eram cu băieții ăștia a trei, mai era un prieten cu ei. Băi, și tu vezi ceva deasupra capului? Da, văd și eu asta, nu, am văzut, să nu fie maker. Ok, mă, covorul. Deci 25955? Mi-a pus mie, da. Cred că, pe cap maker-ul. What? Ce-i asta? Nu. Cred că mi-a pus maker ceva. Te-ai dus. Mamă, maker. Te-ai dus, Mario. Fere. Mă, ce-i mă carpeta asta, mă? Bă! Bă, e covoraj de ăla, mă pun eu pe el. Așa. Cer-și o scuze, cer-și o scuze. Sunt bă, nu știu, e prieten cu ăștia doi, cu ăsta și încă unul. Tu vezi ce piceam eu în picioare? Băieții ziceau să mă lase și el a tras fără niciun motiv să mă moare pe Caio. Am filmare, am tot. A, Sergio a făcut ticketul, stai. 25955 este ID-ul. E mort, acum nu știu dacă i-a dat cineva revive. Dar nu mi se pare corect ce a făcut. N-avea cine să-i dea revive. Salut, domnul Mario, m-auzi? Te mănâncă în cur, Mario, ce să-ți fac? Dacă nu vine, ce zici... Ce caută și staci? Hai. Hai. Ia zi. Așa, ce mai faci cu mine? Așa, băiatul ăsta, Sergio, are o reclamație împotriva ta pentru fair roleplay. Recunosc sau dorești să vezi o filmare? Ce fair roleplay? De ce m-ai omorât? Păi știi informații despre noi. Normal că păi și ăștia doi, dacă au zis nu, de ce mă omori? E 2 la 1. Eu aveam arma pe tine. Nu e fair roleplay aici. Păi aia era că eu cu ăla păi eram contra ta. Păi și tu ți-ai pentru RDM. Și tu ți-ai pentru RDM. Că mori a prost. Bine. Ei, vrei să mergem să vedem o filmare sau spate? Nu e fair roleplay, deoarece eu știi informații despre mine că Capone, că virgulă Capone. Așa. A dat a, mi-a zis numele și tu știai numele. Doamne, zici că-mi păsa de numele tău, serios acum? Chiar nu mă interesează. Dacă ăștia doi ți-au zis nu și erau prieteni de-ai tăi, tu de ce mă omori? Că știai numele. Mamă, îți dai seama de cât umar există și ce vedea cu numele tău? Nu știu, mă, ce făcea cu numele ăsta. Eu n-aveam de unde să știu că e de numele. Ești fondatorul comunitate, te-a prins. Ei, așa. Totul de Mario aici. Nu mă interesează. Vere, un roleplay nu știi să faci, serios. Da, un roleplay, Vere. Păi la roleplay ce ai făcut ăștia, acolo? Nu că ăștia, vezi că s-a făcut fail în prima. Că handicapatul ăsta s-a scârpinat la ochi. Scuze. Ăsta s-a scârpinat la ochi, ți-a văzut ID-ul și a venit la tine, Sergiu, ce faci? Sau mâinile sus, Sergiu, sau ceva de genul. Și n-aveam de unde să știe numele ai ce. Mâinile sus, n-a zis nu, Sergiu. A zis Sergiu. Am pe go. Am bun, doriți să mergem să, să vedem o filmare sau spargem gașca Sergiu? Că Sergiu aici decide, s-a frate. S-a făcut fail-uri. M-a enervat pe live. Ai problema, că m-a enervat și sunt și live. Bun, deci vrei să mergem să vedem o filmare da, sau nu? Da. Ok, vă aștept pe suport atunci. Hai. Da, că m-a enervat, aia e problema. Dacă nu mă enerva... Mamă, unde intrăm? Intrăm pe așteptare suport, că na. Opa. Te că eu pot să rupesc pe așteptare suport. Ce admin a venit? Mario, ești 0 pe rog. Na, efectiv, n-ai cum. Omul, omul se crede important. Păi eu îmi dau seama, dar eu am de făcut ceva. Nu pot să mă duc până la capăt că mă moară Mario. Am fost mai devreme pe Caio, m-a luat găbițul și m-a omorât.
Acum vin pe cai. Acum, stai să deschid live. Of. Da, te-am omorât. Aici nu s-a făcut fail. No! Bă, da, la urmă, da, de unde fac șocater? Pe lângă ticket. Ce făcea cu numele tău? Nu știu. Eu nu știam ce făcea cu numele meu. Poate el dădea la... Ce îi făceam? Mă, chiar că îmi făceam cont pe Superbet. Pe Superbet. Deci că aveam ce să fac cu numele tău. Chiar nu mă interesează. De la începutul live, de la începutul roleplay-ului, nu? Da, de la începutul roleplay-ului. Ok, stai. N-am cum să-l văd, cu spatele. Se aude? Hai, trage-și tu mine. Eu să te-am relaxat. Deci jefuiește ca idee? Ca idee, nu mai zic. Da. Stai să te... Nu. Unde sus? Olu. Aula. Ce faceți mai aici? Sergiului. Da. Uite. Ce-am făcut? Te las în... Nu, nimic. Te las în viață dacă îmi spui unde e crafting table-ul de cutter. Nu știu, boss. Ce? Țigări, aici la țigări, țigări. Unde? Aici, unde sunt eu? Cuterul, cuter, să fac cuter. Nu știu. Stați-mă un pic. Nu știam. Bă, dar mi-e rup de țigări. Atunci, ăla de ghiozdan ilegal, știi, nu? Nu știu, mă, niciunul. Eu am venit aici să fac niște țigări, nu știu niciun crafting. Etena. Dau mai în dacă față știam crafting, era bine să-mi fac și eu niște arme ceva, că n-am nimic. Aștept niște bani. Bă, am 1 milion. Numai 1 milion? Da. Cum? Bă, dar de ce nu merge? Na, mă, sunt sărac, vai de viața mea, vei să iau juni, fac niște țigări. Hai, bine, frate. Nici nu merg. Na, zeni, voi nu mai merg țigările, na, poftim. Cred că nu mai ai tu pachete, nu mai ai tu. Ce n-am, mă? Nu mai ai tu. Am foiță, am tutun. Ce mai trebuie? Poate ai fier și cupru? Ai fier și cupru? Ce fier și cupru, mă, să am? Dacă ai fier. Na, mă, nimic, l-am nici nebun. Deci, moș, ai lupi. Hai să te jefui și eu de un gagan. Na, mă, nici armă, l-am nici nebun. Să fai de steaua mea. E, na. Mă, dar mi-mi lipsește ceva aici. Haide, mă, dă-și-mi un... N-avi un ceva. Na, mă, nici armă. Verifică-mă. Verifică-mă. Verificați-mă. Hai, verificați-mă. Serios acum, dacă nu mă crezi. Mario n-a luat gel de vreo 3 ore, nu știu. TDR. Da. Mario e adevărat? Pentru că am văzut sub apă. Te lua gel de 3 ore? Ce haste ăla sau ce la hangar? Așa zice lumea pe chat. Acolo, ascuns. Ai mâncare, mă, vlogă? Deocamdată. De sub apă, de trebuie. Păi ții și tu. Da, așa, trebuie cartul sau de unde încep? Ce trebuie ca să tai ușa aia? Îți trebuie de la drill-ul. De unde fac rost? Dacă ăștia mă ziceam. Da, aici n-a, doar am mai în față, mai am și niște foi mic. Că nici eu nu sunt. A, nu mai am, uitat. Eu nu sunt. Mai în spate, mai în spate. Bă, ia stai mă, că am o idee. Sunt amărât. Ce vrei și tu de la mine? Am o idee pentru asta. Nu mai idei, lasă. Dă-i în spate, bă, ce ai putea? Acolo, bă. Ai auzit? Ce? Ce-am mai făcut? Dă-i în spate cu 10 secunde. De ce? Că vreau să văd ceva. Hai, lasă, cu văzutul tău. Hai, nu lasă, hai, dă-i în spate. Live-ul e public. Dă-i ceva. Nu auzi, mă, că s-a mărât, vai de steaua mea, vreau să fac bani. Zic, bă, dacă ai făcut, dacă ai făcut ceva. Am fost în Corleon, s-a dus de tot. 2 zile am stat. Nu stă, nu sunt nimic. Hai să luăm o stație cu ăsta. Băi, da-o, dracu, de treabă. Nu mă lasă. Hai să luăm un static, bă, bă, nu, lasă-l, hai să luăm un static pe ăsta. Lasă-l, mă, nu, lasă-l, mă, ce-a văzut. A, bă, mergea, bă, un static. Mergea unul static. Lasă. Deci, tata-i... Cât e recorderul ăsta? Nu știu, l-am găsit. A, nu-i al tău? Nu, l-am găsit. Băi, ia, dă-te jos. Ce mai vrea, mă, de la mine? Dă-te, mă, jos, dă-te jos. Că nu te las așa. Că tu ne știi acum cum suntem îmbrăcați. Ce te știu, mă, că zici că sunteți din, băi, alb. Efectiv e alb ăsta, nu e altă culoare. Nu, nu mă interesează. Eu îl văd
afară deschis. Și ce să fac, mă, dacă sunt sindicată, mă omoară. Bă, avem un cod secret. Ia stați cu armele pe aia. Lasă-l, mă, în pace, mă. Bă, no, să plec. Lasă-l, mă, în pace. No, nu poți. Da, mă, du-te, mă, du-te. Nu poți. Lasă, bă, stai cu minte, lasă. 3. Ne. Stai, mă. 1. 2. Da. Lasă-l, mă. Dați-mă, că vă dau linie la Abdi. Nu mai fi prost, lasă-l să pleci. Dați-mă, că vă dau linie. Lasă-l, mă, să pleci. Nu. Păi, nu mai înțeleg, ce fac? Eu lasă-l, mă, la... E acuza cea mai bună. Bă, l-ai prost? Na, mă mor fără motiv. Haide-mă, hai plecăm. E retard, coai. Mă, lasă-l, hai să plecăm. Chiar mă interesează. Cine știe el pe noi, mă? Chiar nu mă interesează. Fail, roleplay, chiar nu mă interesează etichet. Haide-mă, hai să plecăm. Nu, chiar nu mă interesează, eu îi dau DF roleplay. Și aici să termină roleplay-ul. Da, da, aici. Roleplay-ul care nu pot să-l numesc roleplay, serios acum. Asta a fost refer. Alex, poftim. Frumos, roleplay, nu mai facem. Da, nu înțeleg de ce l-ai omorât. Păi nici eu nu înțeleg de ce m-a omorât. Ia numele. Futu-ți numele vieții, mă duc să-l bag pe Olex. Nu te-o facă la numele. Ce-a notat numele Capon? Capon. Capon. Așa o să-l numesc. Capon. 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 Ia uite, bă, Brawl Stars. Hai mă, lasă Brawl Stars-ul, ce facem? Nu știu, tu decizi. Deci poți să sancționezi și pe primul băiat care a venit la tine, nu știu ce idee avea, băiatul negru, care da, a zis ce fac Sergiu. Da, acolo. Pentru meta, că n-avea de unde să știe cum te cheamă. Păi îi cunoșteam îmbrăcămintea, l-am mai văzut în oraș. A deschis și o cenice. De-aia ți-a când am deschis? Mai spate. Ai cu zis ce? Că tu nu mai ești sindicat sau zi, pune o vorbă bună la sindicat. Păi îi spune o vorbă bună la sindicat. Păi și tu de unde știi că sunt sindicat? Tu e sindicat? Tu de unde știi că există sindicat? În roleplay se zice masa mare. Sau cei în alb. Păi de unde să știu, frate? Ai? Sergile, ce faci, mă? Spargeți de gașca? Sau... Ha, auzi la el, mai și râd după ce mi-a stricat distracția. Ai, zi, spargeți gașca sau... Nu, sancționez. Ok, deci băiatul meta și tu fail. Ce faci, Alex? Cine a venit, mă? Alex, suntem fanii tăi. Sunt la ticket. Suntem fanii tăi. Bine, pa. Bine veniți după. Anime. Da, lasă și partea. Am văzut și am văzut. Sindicatul. Acolo nu se dă nimic? Bă, cu aia sunt mafie, se sancționează între ei. Nu sunt mafie. Sunt gang, ce sunteți voi? Ah, Yakuza. Aha! Mulțumesc. Sunteți amândoi din aceeași mafie? Da. Am între ei. Ce, și tu ești Yakuza? Păi sunt, au fost trei oameni. Fost trei. Ah, trei. Păi și al treilea unde e? Ăsta negru. Nu mai e al treilea. Păi trei. Și erau trei pe insulă. Mai trebuie să mai fie un. Capone. Capone, unde ești? Sunt trei oameni. Na, m-a luat și acuza pe sus. Zii, Aquaman. Da, 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 cred că dacă... Da, lasă-și. Capone, poți să vii la spital? Stai că vin cu Capone acum, men. Zi ce ți-ai de unde să vă trage. 3 TP, 27056. 27056. Vin cu mafia Capone. Ne ofere de șanse egale. Mai ziceți o dată ID-ul, vă rog. 27066. Are roleplay? N-are, nu? Nu, cred, nu. Îl mai întreb? Cred că ți-a zis că nu știu că ID-ul. 2707 2706 2706 ăla pe KFK, am dat sus pe el. Salut, ne auzi? Ia feca. Capone. E bine, clasic, ia feca. Sunt chemați la un ticket, sunt afară. Aba nu. Bă. Clasic. Bă, da, prostii.
Alexei. Aoleu, stai că e bun de masă, stai să bă, am voie medicii cu arme? Nu. Cu pistol? Nu. Ei, nu, normal. Cu sara, cu pistol. Cred că Adrian. Asta are pistol. Tu îți dai seama că... Cine are? Tanța? Cine are? Sara, da. Sara? Ok, nu contează. Revenind la ticket, deci tu o să ții meta, tu fii roleplay pentru că da? Pentru că ce? Pentru că ai făcut fail, de ce l-ai omorât? Ți-am zis motivul de ce l-am omorât, dar aveam... Doamne, bă! Băi, v-am zis, notați capone pe chat! Capone. Capo! Capun! Capun! Lasă-mă avertizarea, dă-o naibii! Nu știu ce mi-am luat, chiar sunt curios. Hai bă, Sergiule, îmi dai și mie cât te-am salvat. Eu am un roleplay de făcut în continuare, să mă duc să livrez niște chestii, dar... Băi, n-am cum dacă există... Mamă, mă fac să-mi jur. Dacă există oameni așa de buni ca și tine. Gata, am zis. Da, Sergiule. Da. Sergiule. Da. Nu mă las pe mine în pace că te-am salvat. Ce m-ai salvat? Spune-i prietenului tău. Mario, da, futu-ți gura, mătii. Mario, da, băga mei. Nu-mi jura. Nu, am glumit. Mario, da, dacă mai faci așa, ai ban. Ce post-hunter e Mario, pe bune. Păi să știi că e post-hunter. Post-hunter, nu? Caos pentru orice zic ăștia, orice sancțiune. Bă, dați-mă bani lui Mario. Da, ți merită. Are și blacklist-a, fă, uite-te la el. Ai. Probleme. Bun, deci domnul ăsta, deci am zis sancțiunile deja. Zi de ce e fail. Pentru că prietenii tăi toți au zis în continuu să nu-l omori. Ce treabă am eu cu prietenii mei? Păi sunteți în aceeași mafie, vere! Aia, nu contează! Eu am vrut adică să te omori. Adică tu aproape ți omorai și prietenii. A, el e și co-lider, mă, aveți încredere. Da, nebun e, mă. Deci, el e co-lider, mă. Mă, cine a dat, mă, co-liderul ăsta? Nu trebuia să avem, mă. Nu contează. Dacă eu sunt grea mai mare ca Vlad, ce treabă are Vlad? Să se bage. Doi au zis, nu trageți, ăsta a tras. Bă, ți-a zis liderul să nu tragi? Na, liderul i-a zis. Liderul. Că doi am donat, adică ai patru, dar n-avem cum să fim doi lideri, că doi nu contează, donat. Ești co-lider. Liderul e capone, ți-a zis liderul, nu? De ce ai tras? A pus și el arma pe el, dar după ce te-a auzit pe tine, că... Păi da, așa, a tras? Cine mă interesează dacă a tras sau nu? Eu am vrut să-l omor. Asta nu e niciun fail. Am avut ești vai de capul tău. Am avut o interacțiune roleplay cu el. Nu m-am dus la el intenționat. N-am făcut nici CS, el a venit pe care nu m-am dus la el. Voi de fapt toți de unde știați că el e la... Noi habar n-aveam, noi ne primăm acolo că uitam Cateu. Da, nu, când am aterizat cu elicopterul era o mașină. Eram ne căutam cuterul ăla. Mi-a zis să vin la aeroport. Eu te-am văzut pe tine că ai venit într-un elicopter și le-am zis elicopter. Bă, dar dacă tu suntem aici și așa. Ce mă? Ziceți-mi și mie unde e cuterul. Bă, Mario, tu de ce ai în transfer? Că au zis acum așa de pe live și ai co-lider. Nu știu. Treabă-l pe normii. Clar. E bine. Treabă-l pe normii. Bine că ați văzut voi. Treabă-l pe normii. Hai că am și o treabă, hai să se rezolvă dată. Păi să nu-i fail. Bă, într-un fel e fail, într-un fel nu e fail. Tu nu știu. Te iei după unul în viața reală dacă unul zice te arunci în cap, tu te iei după el? Faci ce consideri tu. Au zis trei persoane să nu-l omori. Două. Păi bă, dacă ți-ai zis liderul, grad mai mare decât tine odată. Nu mă interesează să tu taci, că din cauza ta s-ar putea să ne le omori la mafie. E bine, e bine. Tu din cauza lui? Da. Din cauza lui. Că el în continuare ține cu tine, vere. E vina ta. E vina mea. Păi dacă nu trăgeai, eu îmi vedeam de treabă, voi vă vedeați de treabă. Tu în viața reală când zice cineva te arunci capul, te arunci? Eu aș fi prost să-mi iau după tine, Mario. Eu aș fi prost. Tu faci ce consideri tu, nu ce zic alții. Dacă ești creier. Cine i-a dat armelul ăsta pe mână? Are din sponsor. Dacă te întrebi. A, bine mă, șam, dar nu-mi dau. Pe de dată ai bani. Mersi de follow. Hai, ce facem? Cam și eu treabă. Aici n-a fost fail. Aici n-a fost fail. Nu știu, într-un fel e fail, într-un fel nu e fail. Într-un fel nu e deloc.
nu e deloc. Păi, ești prost. Într-un fel e fail, într-un fel nu e fail. Tu nu te iei după părerea la alții, tu te iei după părerea ta. Păi și după ce părere m-am luat? Păi nu, gen, ziceam în cazul meu, acolo, când l-am omorât. Eu nu m-am luat după părerea lui. Dacă liderul zice să nu-l omori, nu-l omori. Suntem doi lideri, dar n-avem cum, gen, să fim doi lideri. N-aveți cum să fiți doi lideri, tu ești cu lider. Bine cu lider. Dacă ești cu lider, ești grad mai mic decât liderul. Da. Eu nu l-am auzit pe lider că a zis să vă trage. Nu? De pe filmare. Hai că n-a zis, îți dau și bani permanent. Pentru ce îmi dai bani permanent? Niciun la tichet. Păi să dă Gil pentru asta. Dă-i mă triplul ăsta, Gil-ul. Păi okay, n-are de deci că nu e fail. Ne lungim, degeaba tu o să ai pentru fail, pentru nu că ai făcut. Nu e fail. Alo, frate, nu e fail rolul ăsta. Bă, tu nu-l omori acolo, așa, random, dacă tot ți zic. Nu v-a făcut nimic rău, nu nimic și voi îl omorâți. Mi-a zis ăla numele, deci. Dacă ți-a zis numele, nu are nici importanță cu cine da, le bă, numai tu există numele, Mario. Dacă unul îmi zice numele în realitate, Mario, ce faci? Tu o să te duci după aia să-i dai glonț că ți-a zis Mario? A? Sincer, dacă aș avea o armă și cred că nu ți-a dat nimeni o armă. Bă, ăsta s-a uitat la prea multe filme, mă. Da. Bune, te-ai jucat prea mult, ce se. Băi! Nu e fail aici, că tu nu te iei după părerea la alții în viața reală. Te iei după părerea ta. Dacă te iei cu liderul și liderul ăla, acum teoretic te omoară în viața reală dacă tu nu faci ce zici. Să mă omoare. Să mă omoare. Bun, o să-i zic. Ce dezmint, Alio? Da, ce mai pot să zic? Să mă omoare. Ești varză mare, du-te acasă, culcă-te, fă ce vrei. Bă, cine i-a dat mălul ăsta mafie pe cap? Pe capă. Cine m-a pus să vin la tichetul ăsta? Nu știu. Nu știu, dar erau 5 tichete active când am făcut. Ăsta nu e fail, dar în fine. Aia e mame, când ai 14 neuroni, ce să faci? Bun. Se pare ce S-a jucat prea mult Free Fire, nota 10. Da, nota 10, bravo. Hai bă, că am și o treabă. Păi am 50 de jumătate de oră. Sancționează, hai. Nu bă, mă sacinești pe mine. Nu, că eu știu că eu dau ban IP pe ăsta. Bă, eu am încercat să te ajut, bă, eu am încercat să te ajut. Și ce-i vina mea? Spune lui Mario. Ăla Mario. Și apă și pentru RDM? Ce RDM, bă, taci din gură. Mario, taci din gură. Că m-a omorât ta prost, așa? Mario, mai comentez mult? Ai văzut? Și ce RDM e ăla? El... Are un gen... El mă omoară așa? Da, că l-ai omorât. L-ai omorât. Suntem în aceeași mafie, îl trage. Aaa, suntem în aceeași mafie, e acum. Acum se pune că tu ești gradul mai mare. Păi acum se pune, nu? Aaa, ești prea nebună, fă-i Maria. Fă-i Mario. Mario. Ai jurat și la tichet? N-am jurat. N-am jurat. Și tu ai jurat, deci vrei și tu pentru jurul la tichet, e ok atunci. Doamne, cine m-a pus să... Să mă joc, să mă joc jocul ăsta. Da. Sergiule. Da. Bă, nu dăm băgiul ăsta acțiune și vorbesc eu cu prostul ăsta de Mario, bă. No! Okay. No! Nu, că mi-a stricat roleplay-ul. Eu practic trebuia să mă duc înapoi repede. Trebuia să mă duc în oraș repede, să-mi termin roleplay-ul, da. A trebuit să fac tichet. Nu, că n-am nevoie înapoi pe caiu, n-auzi. Îl dau un milion. Sergiu, vrei să-i sancționezi, da? Dacă lași pe ăla în viață, mă bloc. Bă, dar o întrebare întrebătoare. El când a făcut tichetul nu era în roleplay. Mamă, să nu, vezi ce roleplay îți dau. Când a ajuns, era. Când a făcut. Păi când a făcut el tichetul, încă era pe caiu. Nu era. Oricum, tichetele după caiu nu știu. Eu când am venit la tichet, era la spital. Păi, nu contează că veniți după 5 ani. Tichetul l-am făcut când eram în elicopter în aer. Ba nu, se vede pe filmare când l-ai făcut jos. Eu am venit la tichet. Păi nu contează, a făcut era tichet, la spital, tichet. Aici deasupra la spital. A făcut tichet. Păi și eu de unde vrei să miros când a făcut tichet? Tichetul l-a făcut acolo, dacă făcea. Uite bă cum caută sancțiuni. Pudați-mă pe ăsta. Am întrebat. Dacă veneam după o secundă la tichet, atunci era tichet în roleplay. Dacă am venit așa târziu, nu mai e tichet în roleplay. Da. Am eu domnul să știu că... Asta caută sancțiuni, mâncați. Liderul te poate omorâ dacă ne-am scurt urinile. Da, uite, bravo! Zice bine chat-ul. Să mă omoare! Ce? Na, să mă omoare! N-am văzut mă treabă. Na, e... Na, n-are treabă. Ăsta cât își am. Ah, opa.
Ai, mi-au și 100 de la minute. La fel ca tine. Ce bă, de ce bă așa mult bă, că eu n-am greșit mai cu nimica. Ai făcut meta și el fake. Ok, salut. Salut. Vei și post hunt-ul nu-l mai pui? Mă, tu ce cauți mai aici, mașină? Dracu, știe, nu mă... Să-mi bag piciorul în el de copil. Ai 14 de ori. Foamne. Dar trebuie arme, dar trebuie să-mi fac gros. Bine, când ne bag aia, să-i ci rupă copiii aia din Yakuza. Hai că zic eu lui Stropeală cu Yakuza-ul. Pă bune. Să-mi arătă ocular. M-am îmbrăcat și eu, numai zici că din grup nu sunt. Numărul tău, pe bune. Dacă zic că nu mai e poraș. Cine? Stropeală. Am numărul tău, bă. Stai. Stai. Mamă, câte numere am în telefon, 0. Care? Nu mai am niciun număr în telefon, ești de bun. Bă, nimic, mai săr... A, gata, am un număr în telefon. Și ăla al tău. Mamă, avea și numărul Stropeală, bă, la tău. Mamă! L-ai văzut? Nici o treabă n-a avut băiat. Na, nu mai e Stropeală în oraș. Da, mă, că mă știu ca în Flappy Bird. Na. Pe telefon. Și acum? Ba, bă, să mor dacă știu. De ce că când am intrat pe oraș toată ziua asta? De ce să mă schimb? Dacă n-avem arme momentan până așa asta sau mâine. Aie. Bă, dar telefonul ăsta e mut? Adică, în ce sens? Nu se aude nimic. Copilu! Ia mă că mă uit acum. Ești le faci și background, dar bine că poți să ți-l schimbi. Șefule, ești bine? Eu sunt bine. Mă bucur. Da, mă bucur e bine? Da, mă, da. Bine, în ghilimele bine, că a fost doar vreo două ori. Adică? Era nimic atunci, vorbeam cu mine în sub. Na. Ce păreai de mafia albaneză, nu știu. Voi pe aici pe telefon, ce dracu mai e? Da, n-am nici pe nimeni. Așa vorbești că n-ai pe nimeni din viață, bă, să mor eu. Na, n-am pe nimeni în telefon, să poți să-i contactezi din Corlon. Da, mă, un kin și doi downhill. Ce mai contactezi? Bă, Maia, pe Becky, dacă-s poraș. Mane, tu vrei să intri în grup sau nu? Da, mă. Intră pe 25.52. Cât? 25.52. Acolo suntem și noi. Oh, bună seara! Nu e chef, Sergio. Ce faceți? Multe certuri. Na. De ce? Dacă ai aflat de fapt pentru că Kira și-a luat niște minute acolo că a avut niște aroganțe. Na, voi sunteți la casă? Nu, sunt la FFA. Tu okay. La FFA, am băgat manele. Tu ce cauți mai aici? Manele la FFA, dar aștept și pe tine să zică. Auzi, păi, Sergiu, ce poți? Redule, ce faci, mă? Auzi? Ce, mă, vii și tu în grup? Alo? Sergiule, am nevoie de tine. Unde? Mă uită-l pe Carlito. Să fii mai așa de aproape. Unde vrei să vin? Îți ies la hotelul. De la sindicat. Bă, dar vezi că am împrunere, nu mai am arme. Problemă viața mea, vreau să vorbesc mai cu tine ceva, unde ești?
Sunt aproape, dar vezi că l-am și pe Zac, ai o problemă? Cumpăr arme, nu contează. Ce? Fără el. Bine. Ai răbdare. Fără el. Da, mă, da, ai răbdare. Hai că zic pe ce? Tu vezi un... SLS. Da, mă, da. Hai că te aștept. Coboară puțin aici, că trebuie să mă văd cu Manu și hai să nu vii. Te sun eu. Ah, și mai bine, ia hai puțin până la el, vorbesc. Coboară! Nu, vreau să vorbesc ceva cu el, te rog. Nu, că a zis că nu vrea. Manu, vreau să vorbesc, bine. Te sun după. Stai că m-am blocat. Ah, ok. Așa. Nu mai zi, mă, nimic, mi-a făcut o roleplay-ul. Da. Ai ieșit și stropeală de pe oraș. Vine, nu înțeleg ceva ce-ți rol prin harul ăsta. Da. Ai mai spate. Ia zi. Ia, o întrebare. De curiozitate. E cineva de aici, din... De la sindicat, la conducere, momentanul de față? Unde? Orașul. Nu știu deocamdată. Văd că strupeala a ieșit de pe oraș. A, minunat că fix pe lăcou. Pe aici și eu îl caut pe el și a ieșit de pe oraș. Cam trebuie să-i dau ceva. Hai de la mea. E clar. Știi? What the fuck? The fuck? Bro? 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 Ce? Da. Ce pula mea? Ok. Ok, nu am să... Așa. De ce te-am chemat? Ce? De... Tu ce ești acum momentan? Deocamdată nimic. Știi pe cineva din sindicat care ar putea să mă ajute cu o chestie? Bă, nu știu, știu doar pe strupeala atâta. Ești curios de o chestie? Haideți mai încoace, eu zic, haideți mai încoace. Să nu vă vadă careva de trece strada. Yes. Așa, ești curios de ce? Ce? Am fost la spital, să vorbesc cu doamna Sara, da? Da. Mi-a trimis un mesaj. Da, așa că îl citez. Mesaj de la Sara. Fugi și ascunde-te că mi-a venit chestorul să mă întrebe de tine. Adică îs căutat de poliție. Am înțeles. Ai înțeles acum? Da. Problema mare e că în momentul de față ieri l-am putut prinde, dar fiind prostaloși un pic, l-am cam ajutat să scape. Ok. Ce vreau acum era să vorbesc cu stropeală. Să facem un plan de... Stropeală nu mai e pe oraș. Știu. Asta am nevoie să-mi zici tu mie când intră înapoi pe oraș. Nu mai intră avem... seara asta, cred, mâine. Da, avem o problemă. Spune ceva. Cine-i? Nu știu, mă duc eu. Ține armă pe el. E, te pula, scoți aia și o scoți asta, prietene. Și uzi are mandat. Nu, decât ți-am zis să taci. Hai, bună seara. Hai, nu. Oh. Carlos? Ce falea, mă? Falea. Carlos, ce-i cu tine? Ce falea, mă? De când valea la mine ea? Carlos, ce-i cu tine? Ce? Ce-i cu tine? Am văzut pe aici activitate. Tu urmă de mai devreme, stai liniștit. Am înțeles. Pe mine? Nu pe tine, mă, prostule. Pe mine, cred. Dar nu știu cum ai văzut că nu era nimeni în spatele meu. Unde nu era nimeni în spatele tău? N-ai văzut cât de câte ori am trecut cu motorul ăla pe lângă tine, dar în fine. Așa, spune. Așa. Eu cu prostul ăsta vreau să discut, nu cu tine. Mi-am luat bani. Acum e momentul că trebuie să vorbim după aia. Tot vorbim. Cum? Vedem. Da, știu.
Și tu, Sergiule, ce-ai avut de când ți-ai... Am auzit, ai plecat și tu? De unde? Nu... Eu n-am plecat de nicăieri, eu m-am trezit că nu mai sunt. Eu tot n-am înțeles care-i faza, ce se întâmplă. Vreau să te contactez, dar nu am numărul tău de telefon. Chiar că, bine zis. Să-mi dai și mie numărul, că... Nu mai am niciun număr. Îți dau din ăla că după aia primesc că... După aia mă sună copilat. Ia, ia. Ia. Să-mi dai și mie. Oh, ușor. Să-mi și mie. O să rifani pe tine. Așa, bun, să nu vadă nimeni. Bun. Gata. Băga mea și pula ce am uitat. Bă, vorbește-mă frumos, că după aia mănânci pateu. Mănâncă Sergiu pateu. A, da, stai. Mănâncă Sergiu pateu. Hai să mai înăuntru. Okay. Da, haideți mai încoace să nu mai vină careva. Hai. Stai. Și după aia vă zburați cu glonț. Oricum vezi că te urmărește unul cu un... Cine? Mini Cooper de ceva timp. Sergiu. Bă, Sergiu? Mini Cooper. Bă, Sergiu, că am încercat să-i dau glonț și prost. O, ăla care mai e? La cu mine cu porul fost și pe la ăsta, pe la spital. Bă, nu mă face, bă, urc și-mi scos sniper-ul. Bă, probabil că acum nu mai e pula mea, Sergiu, dar am fost înainte. Sergiu? Da, zi. Când intră stropeală, poți să îl... Zici să mă contacteze cumva? Da. Să mă... Da. Să mă sun tu, să mă văd undeva cu el? Dacă te rog? Ha, nu mai am suspresor. Nici eu, stai calm. Am nevoie. Așa. Na, eu n-am nicio armă, ce să mai zic. Ca să mă asculti o leacă, Sergiu, să înțelegi ce s-a întâmplat. Că vrei informații. Da, hai să-ți zic eu informații. Aha. Mamă, nu mai am. E unul acolo. Vine unul. Poftim, Sergiu. Da, și gloanțe. Mi s-a luat de armele astea. Bă, auzi? 2 secunde, că eu urc un pic pe acoperiș aici. Ți-a dat lig la număr? Adică? Ah, da, bine. Ascunde. M-am săturat efectiv să tot aud copii care n-au ce face cu viața lor. Oameni care n-au ce face cu viața lor. Mă auzi? Da. Ok. Hai să mă asculti. Ce s-a întâmplat? Știi că au zis că revin băieții. Ok. Ai fost ieri? Nu, ieri n-am fost. Din păcate n-am putut să vin. N-avea nimic. Dacă te uiți pe Facebook-ul meu acolo, pe aplicația mea roșie, pe tot așa, o să vezi clar că ei au zis că o să revin. Au revenit una alta și astăzi de dimineață m-am trezit cu niște mesaje una alta că ar pleca, că nu știu ce. După aia a început cum ar veni liderul secundar, adică Selectric, a început să... vorbească cu ei, gen să vorbească, după aia au început niște urlete, au început niște certuri, tot așa. Okay. După aia urlau la mine că eu vreau să le dau chel din claim, că nu știu ce, că vreau să-i omor, că vreau să chem sindicatul peste aici. Ce? M-au mai înjurat, am înțeles că vor să-și deschidă și singur familie și cam atâta. Și pur și simplu am zis că decât să mai stau cu certurile astea și plus de asta mâine să mă trezesc. Cădează și după aia mai cheamă poate și poliția peste mine sau mai cheamă și pe cineva din peste mine să vină să mă omoare. Mai bine e să desfințez familia. Și fiecare s-a dus pe drumul lui. Zim. Cum m-a trezit cu poliția la mine la cap? Bă, eu tot n-am înțeles care a fost faza și asta. Care a fost faza? Hai să-ți explic mai pe scurt și pe mai pe românește. Este un băiat care face legalități, înțelegi tu să nu le zic că nu-i frumos, s-a dus la poliție, poliția l-a luat bine, mersi, toate informațiile pe care le-a zis el.
el, dar poliția nici nu știe că informații pe care le-au zis el le-au văzut altundeva. Sunt, da, gata, da. Ce zici. Dai seama. Adică, mai pe scurt, încălcare de Biblie. Da, poliția le-a luat bine, mersi, și mi-a făcut, no, mie, prima dată mi-a făcut mie mandatul, după aia vi-l-a făcut vouă. Și prima dată eu s-a căutat. Și a doua oară, și Zaca, care este copriciu cu domnul Chestor, șef acum. Care domnul Chestor acum mă căuta pe mine la spital când am fost acum, cred că nici 5 minute. Și am uitat să-mi pun chestii. Uh-huh. De-aia am venit aici să vorbesc cu... Lucrurile astea se pot rezolva, o să rezolvi dacă te... Da, numai să am omul meu de acolo un pic timp liber, că îl rezolv și pe dânsul. Stai calm. Pe cine? Pe acum. O să ți-l rezolv. La tine e situația din cauza că am... Da, nu, pleacă cu... Nu. Eu vreau să fiu sigur că pleacă de aici. Cum va pleca? 4 scânduri. Da, să vedem oricum ce facem de mâine, dacă... A, e clar. Noi am vorbit noi doi, că Sergiu nu cred că ne-a auzit. V-am auzit, sunt aici. Am și trebuie să merg până la secție, că am oricum eu sunt... Oricum eu, dacă înainte, sunt pe cont propriu singur, dar o să vă încerc să vă ajut. Ca fiecare în parte, să vă rezolv problemele. Vrei să intri la ei sau deocamdată vrei să stai pe bară? Ce? Vrei să intri la ei? Nu, eu deocamdată stau pe bară și pe lângă chestia asta e posibil să... E posibil poate ușor să... Îi ajut pe cei din sindicat. Ok. Dacă și eu sunt de acord. Hai cu 70 like-uri. Mă spune ce să zic. Mersi. Și acum, nu știu, să văd și eu. M-am trezit, nici bine am intrat și am văzut că nu mai am niciun insigne. Și am zis, bă, ce s-a întâmplat? Da, știu. Îmi pare rău. Vreau să vin ieri, n-am mai apucat și am auzit acum de la tine asta. Eu chiar am crezut că se remediază totul și eu chiar am crezut că se remediază toate problemele. Da, și acum s-a dus de aparent, tot, din păcate. E ceva aparent, de la Găbițul Custom, nu știu să vă zic exact. Aparent. Au vrut să trădeze. Da. Și au vrut să... Mai aveți treabă cu mine, trebuie să merg până la... Nu, no, tu... Uci. Tu cred că poți să te duci. Poți să te duci. Mersi, Sergiu. Plăcere. Te telefonul. Mă sunați, hai. Ciao. E un pic singer, că tu trebuie să mă sun pe mine. Da, bine. Ciao. Câte webisori ai? 60, 70, cu RTX 3090 și live pornit. Vă să zice părerea despre Raisa, adică cum se descurcă? Mă, se descurcă bine, am observat-o, e și activă. Dar... Am, bag piciorul în ea de mașină în locul străzii. N-ați văzut nimic. Dar se lasă prea mult mașină în locul străzii. E la început, adică na... Bine, am observat de la Uzi că se descurcă ok. Sergiu rulează. Ce să rulez, mă, vere? Mașina mi-a locul străzii. Hai zi-mi cum dăm de un Chestor. Sună pe cine, pe bunica? Salut! Bună seara! Bună seara! Au și eu un grad mai mare, un Chestor ceva? Este prezent? Cred că da. 601 către 002. Ești căutat la secție. Ești căutat la secție. Ah, ok. De ce pagina? Ah, ba nu. Colegul, ești căutat în spate aici, în curte. O, să trăiți, domnul Sergiu, cu ce ocazie să trăiți, în vizită? Să trăiți, 10-9? Cu cine am de-a face să vorbesc? E, cum, fost tovarăș de-al dumneavoastră, domne. Am și nevoie să vorbesc un Chestor ceva? Spune, domne. A zis că vine imediat. Ok. Ce te ajută, domnul Sergiu?
Stai zi-ne chestorul și pe aceea vorbim înăuntru. Păi, coordonator de cât pot să te ajut și eu? Da, spuneți, vă rog frumos. Oh, perfect, haideți înăuntru. Bă, dar nu știam că chestorul de așa se îmbracă mai nou. Sunt undercover, da, sunt o misiune, Sergiu, scuza-mă pe mine. Castorul meu, bă. Hai înăuntru. Mai e din misiuni. Lasă misiunea, că e mai important decât misiunea ta. Și eu sunt cadet. Și eu sunt cadet, domnul. Lasă, că e mai important decât misiunea ta. Da, o să-i rezolv eu în seara asta pe toți. I-am aflat. Bun. Spune, uite, am fost și eu trimis de consilierul domnul Stropeală. Da? Mă interesează dacă aveți ceva informații despre domnul Gelu noi. Față de ce da, o să avem, n-o să vă dăm informațiile. Da, bă, bă! Gara. Da, spune. M-a trimis să aflu informații despre el, să-i transmit mai departe. De ce? Faza. E așa m-a pus. Da, dacă vrea să vorbească, să vină el însuși. M-a trimis pe mine, aia e problema. Da, și vine el însuși. M-a venit și aseară. Am înțeles, atunci o să-i transmit mai departe că doriți să vorbiți direct cu dânsul. Sau pot să vorbesc și cu tine, nu mă deranjează. Dacă vrei, eu îi transmit departe. Desigur, noi nu avem nimic cu domnul Gelu Corleone, avem ceva cu domnul Manu Corleone. CNP 48. Am înțeles. Și ceva, până m-a pus să vă întreb informații despre domnul Gelu. Da, dacă domnul Gelu Corleone, am aflat numărul de telefon, o să vorbim cu dânsul să aflăm și despre Manu Corleone. Dacă vrea să vorbească frumos Manu cu noi, e bine. Dacă nu, dacă nu vrea să vorbească cu frumosul, o să intrăm cu dicotul peste el. Am înțeles. Deja m-am supărat, am mandatul ăsta pe domnii, nu știu ce ori, ba da, stați așa cam pe tabletă, că mi-a spus domnul Zaga Corleone. Aha, Zaga e prietenul meu. Domnii din Venezuela, avem mandat de arestare pe toți. Aha, mi-a zis ceva, mi se pare că și Manu e prietenul meu, e din Venezuela. Eu vă cred, am mandat de arestare pe domnul Manu, eu n-am nimic cu Gelu Corleone sau ceilalți membrii. Domnul Manu Corleone, vreau să... Manu Corleone, am înțeles. Are sase dosare, de la 5 dosare putem să... Mi-a zis că este căutat de dumneavoastră. De tot departamentul de poliție. Și vreți să-mi ziceți că domnul Gelu n-are nimic, e cazierul, e gol, e curat? Are două dosare penale. Două dosare penale, adică nu aveți nimic cu el încă cu dânsul. Dacă la 5 dosare penale o să aibă și el un mandat. Am înțeles, eu nici mai are mult că asta la cum face dosare penale. Dacă vreți să vă arăt că n-am nimic cu el, o să isterg toate dosarele penale. Nu e problemă. Nu-i problemă. Acum am domnul cu... Doamna Sara mi-a dat numărul lui Gelu Corleone și lui Bianca. Mi-a spus că Bianca este o fostă soție de-a lui. Atât am aflat. Când v-a dat numerele de telefon? Acum. Acum? Da. Sau că am pierdut datele de aia de la telefon. Păi vin de la spital, mai e și faza. Am înțeles. Da, dacă e perfect. Și aveam baza de date, mușchi și legi mai de te. Ah, ok. Altceva? Nu, atât am apus, domnul Stropeală, să vă întreb. Acum mergem într-o inspecție eu cu domnul Părăsilă Dicotu. Ok, nici o problemă. Mulțumesc. Ce faceți, prietenii mei? Mulțumesc. Nu pleca, Sergiu. Mă luați și obi, vezi că e niște șitături aici. Da, Nu fac. Tinder, du-te mai încolo, te rog frumos. Mă scuzați, mă scuzați, vă deranjez cumva? Alex. Sau poți să intri tu, da? Domnul mă deranjează. Eu, mulțumesc. Domnule, v-aș ruga să plegați. Tu poți intra. Bine. Ce de-mi se pare că mă văd cu roșu? De ce? Nu știu, mi se pare că este ceva... Au, mă scuzați. Ceva... Ciobi. Deci, de vorbit aici. Nu, dar așa mi se pare că vreau să ies și nu pot. Bandana roșie. Dacă nu ești de aici te arestez. Hai de aici. Nu știu cum zice, sușile încuiate. Hai, aștept într-un colț. Într-un colț? Da. Păi nu, că nu trebuie să știi. Nu. Ia, bă, ești afară de aici. Anonymous, dacă scoate-i tot frumos. Părăsiți-o atât în cinta, ai mai repede. Anonymous, dacă ești scoate-i tot 2 milioane. Ai ieși de aici, mai repede. Sergiu, cu cum bătești tu de ei mâncați ce sufletul tău? Eu ce să le fac? Ai puteri supernaturale, gonești-i. Nu pot. Asta, revenind. Noi acum mergem într-o mică inspecție la codul postal 27 și stați așa cam pe harta aici la mine.
stați să vă arăt și dumneavoastră aici, vedeți? Doamne, îmi place mult coordonat, da. Să știți, este foarte unic. La codurile postale între două sase, vedeți unde e codul po- două sase? Da, da. 26, 29, 19, pătratul ăla, 26, 19, un pătrat, vedeți? Da, 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 îl văd. Pătrat. În toată zona aia trebuie să circulăm noi antoare, adică eu cu domnul Kinder. Să-mi dau și masca. Oleu! Ce-a spus, domnule? Nimic, dânsul. Asta, să-mi dau și masca. Pătrunjel, urechea dumneavoastră, să știți. Da, am înțeles. Revenind, deci, informații despre cerul coronei, da, am aflat destul de multe. Bine, o să-i zic și domnului Stropeală. Dacă vreți și vi le spun pe toate, că nu mă deranjează. Păi eu de-am și finică, de-am aș trimis. Să vorbiți da. Domnule puțin mai repede, dacă se poate, vă rog. AKM? Ești afară, a, intră. A, Zaca, nu scap nicăieri de Zaca. Mă, da, las-o, morții, bă, dar toți copiii, Sergiu, dă un din ăla, în G-How, din ăla, te rog eu, că nu mai pot cu. Sunt aici? Iară tu, mă. Sunt prea mulți în parcare, dar dă-i un pic din ăla. Lasă-mă ăsta, polițistă, vezi că unul dă droguri în față la poliție, dacă ești... Nu te rupe la Anonymous. Da, că mă... Îți dau primă 2 milioane. Camara, băieții mei, pentru 2 milioane mă duc și... Gata, am dat. Mă duc și mă arunc de pe secundă. Continuăm. Așa, am dat un anunț. Așa, mulțumesc. Continuăm. Despre domnul Gelu Corleone nu avem nimica. Dați-o leacă, Zaga. Despre domnul Gelu Corleone nu avem nimica. Avem Manu Corleone. Am aflat toate informațiile despre el. Nu mai să... Da, spune. Vreau să vin numai noi trei, eu, tu și Sergiu. Te rog. Kinder? El este noul, o să fie și noul Kinder, chestor. Lasă și Kinder, că și pe tău. Polițist, domnule, polițist. Dacă bag acum un picior în parchetul ăsta, zic că-mi cap la aia sări. Nu, fără, vă rog eu, Anonymous. Mă scuzați, ce sunt mai glumeți. Eu mă spânzur. Lăsați-vă puțin aici. Eu cred că toți ne spunem tot să-i jurat așa. Pe rând. Zaca îmi pune mie, eu îi pun la Sergiu, Sergiu la Zaca. Simplu. Domnul, vorbiți cu domnișoara Sara. Urgent. Nu mai e urgent. Ne. Pleacă, te rog, pleacă! Nu mai e urgent. Aveți coadă, spuneți-vă rog. Spuneți-i voi zona puțin. V-aș ruga să puneți puțin urechile în nasa, să vă puneți degetele în urechi. Vreau și mi-am dat seama că mai că dacă nu pleacă de aici, n-auzi, pleacă odată. Mamă, mi-a spart urechile. Să vorbesc ceva cu domnul. Gata, mă scuzați, mă. Da, mă, doamne. Dar doamne, mă știu că domnul Zaca, nu e mișto freza la domnul. Îmi place prea mult freza lui, mă vine așa să... Nu bune, dar tot bine. Îmi vine niște mașini de la Hatfield să mă dau cu el așa. Asta, revenind, spuneți-vă rog frumos. Așa, avem o problemă. Legate de Spermanu și restul. Ia spune, am aflat toate informațiile, Zaga. Nu, informațiile nu mai trebuie să fie luate în considerare, pentru că s-a produs un... S-a mâncat metafetamina acolo, din cauza... Iară, bă, sunt... Băi, dar mereu se întâmplă. La bătrânul, mă! Hai să zic, la bătrânul ăla și de la doamna Kitty, care a depus totul. Care, mă? Cine? Kitty? Avem o problemă. De când e, mă, Kitty pe oraș? Vezi că nu, am aflat noi astea, eu le-am aflat. Stai puțin, stai puțin, vă frumos, că mă scuzați că mă întrerup. De când e, mă, Kitty pe oraș? Era atunci, ultima dată când... Aha, speram că zicea acum, că mă duceam direct după aia și nu... De cum în... Față și de ea, minimum. Acum. Așa. Da, spune domnule Zaga. Bă, noi doar ne înțelegem, da? Mandatul a fost pus numai... Hai de mine, corupție, hai de mine. Bă, nu e de corupție, dar este problema, că nu prea poți să ne faci nimic. Bă, Darius. Nu fac nimic, mandatul e pus aprobat de domnul primar Sony. Păi cum adică nu mai poți să faci mandat? Nu mai poți. Bă, dacă prind pe bătrânul ăla, te sparg. Dar cine mă bătă? Unii fac, unii merg cu scutere, unii fac live roleplay, ce ne-a care s-a aflat ulterior. S-a aflat și eu de la sursele mai mari. Mi-a pățărul arma astea, uite ce frumoasă e. Am conținut de la 1. De când ai cumplă, mă, vei rechistul genul cu tech. Bine. I-am văzut în viața mea să mă rog, dar am văzut vreodată. E al meu, nu e al meu, e al lui Sergiu. E al lui Sergiu. Ce al meu, mă? E al tău tech, nu? Rechistul, știi ce înseamnă asta? Eu atât am. Corupție, domnule. Atât am. O singură, una pe... Ce? Nici aia, nici aia nu am, ești nebun. Am mâncare și atât. Am gadget, ce? Ia uzi, are gadget. Dă și mie atunci. Am un gadget cu 260. Eu am și permis de port armă, adică na. Eu n-am, că n-am, umblu pe ilegal. Nu, dar e problemă, mă, că... Păi și domnule AKM, auziți?
Cum facem, domnule, ca eu ca să ajung și eu, dacă mă înțelegeți, cum hau, am da, zis. Da, vorbim o, după aia cu Sergiu, după ce-i termin. Da. E clar. Eu trebuie să rezolv aici probleme. Da, spune, domnule Zaga. Gen, nu prea mai pute. Bine, dacă ai ceva cu Manu, da, îl cauți, dar să știi da. Că nu, casa nu mai e la 27 și restul. Zic eu din experiență că am făcut. Avem deja informații despre noua casă. Ia, care? I-a dat top până peste transmisiunea și nu vreau să audă. Zi-o, lasă transmisia. Păi cum adică să audă? Păi de ce n-ai încredere în mine? Ești nesimțit? Ne dăm, copiii lui, mă, copiii după transmisiune. Bă, ne dăm mă seama, oricum ne, dacă e... Da, ne dăm. Hai, bă, zi. Zi. Casa lui e pe 14 undeva, stai asta, 300. 14 undeva! La 300. 14, aleu. E lângă noi! E 300, frește. Mă, la 300. Unde ești, bă? Unde ești, bă? Unde ești, mă? Bă, Kinder, te-au... Bă, de... nu e la... Nu e aici, domnul. 27, că am fost așa și nu mai era nimic acolo. Da, intru eu oricum peste ei, dacă mai menționez. Are, mă, rost. Păi de bine. Îl cauți pe Manu, Manu. Păi da, pe Manu îl caut. Păi da, dar Manu nu mai are ce căuta pe acolo. Da, nu căutează, că l-am aflat și azi la spital, l-am aflat. Am primit task-ele, un task e gata. De fapt, ambele task-uri sunt gata. Domnul a primit un puș la șei. Trebuie să fac să mă duc la 27, pula mea, pe na. Puș de la șei. Bă, Kinder. Am o problemă. Ce problemă ai? Să mă duc la 27. Vrei să-i bat? Vrei să mă duc la mafia singur pe toți? Vrei să-i bat? Vrei să-i căpăcesc pe toți? Nu trebuie să bați nimica. Ah, ok. Trebuie să faci cumva să nu mai mergeți acolo. Da. Unde? Eu n-am fost. Ok, vorbești cu asta, nu știu, faci, te rog, îl convingi, dar să mai mergeți la zona aia. Bun. A, mai des să intru în funcție și după aia. Mă duci și pe mine în cap. Să intru primești în funcție, dacă e că așa n-am cum să... Da, dar mai vorbești și eu, nu știu, vezi și tu, că nu pot. Să ce să vezi cu el, da. Mai... nu intrați acolo. De unde? Zi așa de că nu. Eu n-am fost să... 27, mă. 27? La 27, nu intrați niciodată. 27, de ce e acolo? Ăsta ce caută ăsta, nu trebuie să afle acolo, nu. Am înțeles, bă, nu o să zic. Nu trebuie să mai afle nimeni în zona aia, pentru că da, o să nu... se strige mai multe când o să fie transmisia lui Sergiu. Am înțeles, o să zic atunci. Dar așa că mă ascultă, să mă ascultă. Dacă pe acolo o să mai... o să zic eu ție, că nu o să vorbim mai de aici. Așa, dar nu știu dacă mă interesează. Nu vreau să fie poliția. Ce mă, aveți mă încredere de mine, sunt așa că oameni de... Mă, dar aia transmisiunea, mă. Sunt curios unde mi-e mașina, dacă mai e în parcare. Bune, deci mi-e stați neștiți, domnule, să nicio problemă. Sigur va fi mașina în parcare. Da, 100 la 1000%. Cea mai mică problemă. Ia să vedem, unde e pe GPS? Este până la prin Sandy, probabil, dacă... O, e la colț. O, ia auziți. Mă, numărul tău, mă. Așa. Da, știu, Sergele, că s-a urcat. Am mai fost fere pe la casă să văd ce faci, dar tu păi nu mi-ai băgat în seamă că ai fost jegos. Ia, Kinder, dă-mi și mie. Stați așa, că s-a aruncat aici cu numele de telefon. Nu mai e, gata, s-a dus Corleone. Stați așa, poftim. Păi s-a dus, mă, s-a dus la... Când a fost... Păi, stați puțin, Sergele, stați puțin. Păi până vine ăsta. Păi da, aștepți că te-ți vorbim, nu? Păi a zis că vreau să plăce cu noastră. Nu mai văd nimic. Să discutăm despre funcție, despre alea, înțelege dumneavoastră. Nu că funcții, trebuie să-l faci să ți-am zis. Păi trebuie să primești funcția ca să-l fac să îl ajut să nu mai meargă acolo. Bătrânul ăla nu mai zice ce a făcut și de-aia nu. Ar fi foarte asta pentru voi, ăla n-a avut de unde. Că i-am zis eu, i-am zis așa la nervi, că eu știam că Manu a pus pe mine, știi? Avea mandat aia pe mine. Dar nu știu să vedem, eu dacă intru să asta, eu am zis că ajut. Dar să nu mai fie domnul ăla care trebuie să fie... Să nu mai fie de fapt aia am dus. Înțelegeți dumneavoastră? Și după aia voi încerca să fac tot posibil ca acest departament să aibă succes, să ajungă înapoi, să fie sus. Voi încerca. Sper că merge dacă reușesc. Sperăm, nu? Tu doar speri. Poftim. Eu sper să fii lider. Domnul, ați primit un poș de așei? S-a întâmplat, domnul, s-a dus? A venit un poiș. S-a bolit? De ce? Ai fugit? Ce dacă ai făcut? Ai fugit? S-a bolit? Stare, mă, stare, dar mă, cum zice... Lasă-mi eu, mă, asta nu zic. Să mor doamna că suntem în blood. Nu, că e pe chineză și nu pot să zic. Ce?
Să zic pe chineză? Da. Tu ai calculatorul ăla la muncă, ți-ai... Nu. Nu. E calculatorul ăla acolo, înăuntru, în camera aia și are camere. Bă, când să-ți mai zic, mă, că-i pe transmisiune, domnul Sergiu. Bă, da, bă, ce dai cu coaie? Păi are ăsta potato, direct are cartof. Păi, dar ce dai cu ce dă pe coaie? De ce tot așa? Uite, că e eroare. Cartoful în cartof. E problemă la... cum să zic, la... ăla... La? Bă, nu știu, la driver. Da, driverul ăla, da, driverul ăla de internet, de, prost. E driverul ăla, cum să zic. Da, 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 da. Internetul ca stat 80 pe trebuie să are un driver mai vechi și zice ăsta, da, nu, da, că nu merge. Da, ah, să zic, să zic, ziceți, ziceți unul dintre voi și să zic. Da, mi-a picat orașul în cap de 20 de ore astăzi până da, mă, trebuie să vă faceți de la update de la, știi? L-am făcut, mă, nu l-am făcut, trebuie să dau repornire. Prost ești, vezi? Dacă mi-au un joc de 4 ani, live-ul am început de 2 ani, cam așa bine, și PC-ul am de până la jumătate de 2 chiar. Dacă să vă duc în Banat acum. 2-3 ani, nu știu. Na. Ce s-a întâmplat? Sergiu, cred că noi plecăm. Da. Așa, domnul Sergiu, domnul Stăpăr este Poraș? Nu este, că trebuia să-i dau și ceva, dar nu e Poraș. Domnul Alex este Poraș? Nu. Mulți un domn care este face parte din facțiunea aia. Nu, de la alb, nu, de la masa mare nu-i nimeni. Toată lumea doarme, bă, băiatele. Toată lumea doarme. Mortu, quiet. Păi și trebuia să fac niște chestii și nu mai pot. E vineri, lumea merge la un grătar, la una alta, la ce aștept acum? Da, mă, dar vreau și să intru, frate, aici în departament, să primesc un grad mai mare, să ajung pe băieți. Așa. E, acum, ce și fără. Mă, scau mașina. Ce să cauți, mâncați și gata, mașina. Te-a aruncat tonul ăla în gârlă. Na! Deschide ușa, creștine! Bă, nu aici, cred! Vine aici, vine aici! Face o nefăcută, da? Vine sunul aici! Aaa, bine, mă! Du-te, bă, îmi pu... Mă bagi, dracu' tu! Bă, da, e bine. Ia, și așa! Ia, bă, și pe mine! No, stai, bă, stai! Stai! Unde e mașina? Că totul vine cocaină! Ha. Să mai întreb. Mai și mă multe în buzunar. Băi, sunt prea multe. Uite, uite mașina, uite mașina. Bă, dă din ăla, mă. Stai, mă, pe loc. Revenind. Revenind. Hai să vă spun. Șefule, dă-te jos. Leu, ce mie? Dă-te jos mașina lui. Deci noi să vă spun, acum mă duc la codul postal 27 să mai inspectez pe acolo, să vreau că e adevărat, să mi-a zis domnul ăsta. Nu te mai duci. Ei, e bine să vrei. Pa. Pa, da. Dacă se duce la m-am dus în cap, acolo și mama, acolo stăm și noi aproape. Adică voi? 22. Păi, stai mă, tu ce ești? Groove, groove. Bă, noi avem un groove? Noi avem la 22? Da. Bă! Ți-am zis că ești fix pe stadion. Bă, Nica Patilu. Păi aia e așa, a făcut-o primarul, nu-i vina mea. E fost acasă care a avut-o derbogă, nu-i vina mea, primarul. M-auzi? Manule, m-auzi? Am. Vezi că e o problemă. Zilul ăla să ne întâlnim rapid. Deși atent, am fost să vorbesc cu ăștia la poliție că m-a pus tropeală. Ca prost. Să aflu niște chestii. M-a pus tropeală să aflu niște chestii pentru altcineva. Haide, așa. Și mi-a zis că ești căutat. Așa, bine, ceva nou, nu e ceva nou. Așa, și vezi că toată zona o să ia la inspecție. Ce zonă? Să fugă, dracu. Venezuela. Oh. Că știu bine. Codul poștal, știu totul despre ea. Și a zis că o să ia toată bine. Zona. Eu o iau și eu pe măsă, na. Ai o problemă, că și ăștia, gen, familia asta nu de se bagă în oraș, e în zona aia. Bă, zi lui Manu, să-mi ia și eu armă, că eu plătesc ca să merg în zona aia. Cum să fac să scap de ăla? Nu știu, noi am încercat cumva să vorbim să nu vină în zona aia, că na. Noi nu mai vreau să stăm prin zona aia, noi ne-am luat și ne-am dus de acolo. Na. Chestia că
dacă e idiot a nostru, gelul, nu vrea să-mi asculte și el 2-3 secunde, n-am ce face. Dacă vrem să mergem să luăm o armă, tot acolo trebuie să mergem. Toată zona e în inspecție. Eu oricum eu nu sunt zona aia. E bine măcar. Oricum, oricum eu am un buletin de la un polițist și pe ăla vreau să-l capturez. Aflu toate informațiile buletinului. E bun. Deci na. Da, nu știu. Hai, grijă și o să văd ce se mai întâmplă. Minunat. Da. N-am ce să fac. Ne-am încercat, a vorbit și Zaca pentru tine, dar nu a reușit să fac mai și-mi mult. Dau seama, și-mi dau seama ce m-a ajutat Zaca. Las-o așa că el m-a băgat pe aici. Bine? Păi stai mă, hou! Zaca a încercat să te scoate din căcat, să zică că nu sunteți la codul ăla poștal, să nu mai meargă prin zona aia, că v-ați mutat. Și de-aia mi-a zis aproprietăți de acolo, din ăia, că el a zis-o. Eu zic ce mi-a zis, ce a zis Zaca în față. Lasă, eu nu mai... Nu știu. Nu mai, las-o așa. Bine. Da, zice că ești tu de vină pentru tot ce se întâmplă. Eu nu-ți dau vină pe nimic. Păi nu știu, că tu ai zis tot. Ce trebuie cum să zic, frate, că îmi vine jumătate de tot dicot în fața casei. Zice care m-a dat pe noi că a zis un umanul, pe bune. Da, e clar. Zice că stă gelul fix lângă noi, dar s-a produs metafetamină și dracu nu crede. Ne. Și mandatul ăla nu mai trebuie să fie, pentru că de-aia s-a produs coază la bătrână, l-am ajutat și eu și mană. Mai bine că am reușit să fac țigările cumva. E cineva pe la casă? Era acum că mai în casă, ce ai? Da, mă, știu, dar mai e ceva cum era mai devreme pe aici. Pula. Ce mai faci, bă, Sergiu, nu mai zici tu nimic? Cum adică să nu zic? Mama, am crezut că nu mă aud, mâncați așa. Of, ce amintiri. Bă, ce să zic, chat, că Meta a fost și cu acest live. Continuăm mâine, îți dăm ce îi dăm lui ăsta, lui Stropeală cu task-ul. Ok, deja târziu, e 11.50, aproape 12, ceasul e sleep. Și... Băi, nu închide. N-am ce să fac. Cam atât v-am văzut acest live. Vă mulțumesc pentru cele 70 live-uri aproape. A fost bun. Vă mulțumesc pentru toate donațiile oferite. Mai ales Lumanu, pentru cele... 50 lei. Am văzut chiar mișto. Și da. Hai. O seară bună în continuare. Gen de libertate, dacă e vorba de joburi, știi că avem o varietate. Hai să ne jucăm un joc, tu ce cauți, ne găsim. Avem atâtea beneficii din care ne folosim. Ce să vezi și să nu crezi, V3-8-i România. Nu strica banii degeaba, că trebuie să plătești chiria. Ai grijă ce faci pe server, să nu iei bani pe IT. Dacă crezi că ai valoare, cumpără și VIP. În oraș oamenii simpli sunt cei mai periculoși. Simte frica mafioților pentru că-s numeroși. Dacă ești tare în gură, dovedeze-ți vorbele. Ăștia-s cei mai talentați și-și ascultă probele. Nu știți vă ce urmează, scopolit-o parcață. Armea scuți în pață, șaful mai bine lață. Droguri ascuți în casă, poliția pe urmă pe tot.